Stimați colegi și colege, bună ziua! Declarăm deschisă ședința Consiliului Științific Specializat de 531/2339 din cadrul Universității de Stat din Moldova, din data de 15 martie 2024. În cadrul acestei ședințe se examinează teza de doctor în științe ale educației a doamnei Cotruța Aghida cu tema repere psihopedagogice privind consilierea în carieră prin utilizarea sistemelor TIC la specialitatea 531.01, teorie generală a educației. Onorată asistență, vă salutăm cu drag și vă mulțumim foarte mult pentru ocazia de a avea împreună o experiență academică, un eveniment profesional deosebit pentru atât pentru distinsa doamna coordonatoare științifică, cât și pentru pretendenta la titlul științific. Și în conformitate cu decizia Consiliului de Conducere al 7 iulie 2023, cu privire la formarea Consiliilor Științifice Specializate pentru susținerea tezelor de doctor, astăzi avem ocazia să asistăm la ședința Consiliului susnumit deja, abilitat cu dreptul de a organiza susținerea publică a tezei de doctor în științele educației a doamnei Cotruța Aghida, repere psihopedagogice privind consilierea în carieră prin utilizarea sistemelor TIC. Specialitatea deja a fost numită și doamna Dandara Otilia, doctor habilitată în științe pedagogice, profesor universitar, în calitate de conducător științific. Salutăm, în primul rând, avem în emisie, în prezență online, pe distinsa doamnă, colega noastră, referent oficial, cu jucăriu Venera Mihaela. Stimată doamnă, bună ziua! Bine ați venit! Bună ziua, stimați colegi! Mă bucur să vă aud și să vă văd. Încurajez candidata pentru o susținere de succes. Vă doresc sănătate și o primăvară luminoasă. Mulțumim și ne bucurăm de acest parteneriat cu Universitatea Vasile Alexandrie din Bacău, România, reprezentată de dumneavoastră, doamna doctor în științele educației, profesor universitar. Consiliul Științific Specializat are următoarea componență, subsemnată președintă, doamna Șepciuc Maia, doctor în științe pedagogice, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova, secretar științific, domnul Guțu Vladimir, doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova, membru al Consiliului Științific Specializat, domnul Cojocaru Vasile, doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, membru al Consiliului Științific, doamna Pavel Maria, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar de la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, de asemenea membru, și doamna Davija Ana, doctor în științe pedagogice, lector universitar din cadrul Universității Gazdă. În calitate de referent oficial, îl avem și pe distinsul domnul profesor Demalski Anatol, doctor habilitat în științe tehnice, profesor universitar de la Institutul de Politici Publice din Chișinău. Vă mulțumim încă o dată și în conformitate cu regulamentul de funcționare a Consiliilor Științifice Specializate și conferirea titlurilor științifice și științifico-didactice, ședința de astăzi este organizată cu prezență fizică. Așa cum am anunțat deja, avem online doar pe doamna referentă oficială, doamna Cojocariu. Deci, în calitate de referent oficial, la ședință este prezență de 100%. Am citit componența și toți membrii și-au confirmat prin semnătură prezența. Permiteți-ne să declanșăm procedura propriu-zisă de susținere publică a tezei doctor în științele educației și oferim cuvântul secretarului științific, doamnei Șefciuc Maia,
doctor în științe pedagogice, profesor universitar, șef al Departamentului Științele Educației, pentru a trece în revistă actele corespunzătoare și pentru a răspunde eventual la anumite întrebări pe marginea dosarului pretendentei doamnei Cotruță Aida. Stimată doamnă președinte, stimați membri ai Consiliului Științific Specializat, onorați referenți oficiali, după procedură de susținere publică a tezilor de doctorat, pretendenta la titlu a prezentat în Consiliul Științific Specializat dosarul, care include toate actele prevăzute de regulament. Pentru început, îmi permiteți să prezint CV-ul doamnei Aida Cotruță, pretendenta la titlul științific de doctor în științe ale educației. Doamna Aida Cotruță este născută în anul 1974, este cetățeană a Republicii Moldova. În perioada anilor 2004-2009 își realizează studii la Universitatea de Stat din Moldova, la Facultatea Psihologiei și Științe ale Educației, obținând titlul de licențiat în Științe ale Educației la specialitatea Psihopedagogie. Studiile de master le realizează în cadrul Universității de Stat din Moldova în perioada 2009-2011, obținând titlul de master în științe sociale la specialitatea psihologie socială și organizațională. În anii 2016-2018 realizează încă un program de master la specialitatea formarea formatorilor în cadrul Universității de Stat din Moldova, obținând titlul de master în științe ale educației. În anul 2014 se înscrie la studii de doctorat la specialitatea 531.01, Teoria Generală a Educației, în cadrul Departamentului Științe ale Educației a Universității de Stat din Moldova. Activitatea profesională în domeniu începe în anii 2007-2012 în calitate de specialist resurse umane și comunicare cu publicul în cadrul societății comerciale Cotruță Succes din Chișinău. Din anul 2014 până în anul 2022 activează cu succes în Centrul de Ghidare în Carieră și Relații cu Piața Muncii în cadrul Universității de Stat din Moldova în calitate de manager, unde își desfășoară activitatea de coordonare a programelor de ghidare în carieră, de monitorizare a activităților de formare a studenților și ghidare în carieră a beneficiarilor. În prezent activează în calitate de șef catedră științe exacte la Colegiul Alexei Matievici din municipiul Chișinău. Este cadru didactic de discipline medicale, grad didactic 2. Pe parcursul anilor de activitate profesională la Universitatea de Stat din Moldova, doamna Aida Cotruță participă activ la un șir de stagii și formări profesionale, seminarii și workshop-uri, totodată desfășoară activități de voluntariat în cadrul campaniilor de promovare a imaginii Universității de Stat din Moldova. Pretendenta la titlul științific, Aida Cotruță, întâlnește cerințele regulamentare în vigoare, inclusiv referitor la publicațiile științifice. Lista lucrărilor științifice, științifico-metodice și didactice conține ușor întreg de lucrări. Cele mai relevante sunt 5 articole publicate în reviste științifice din Registrul Național a Revistelor de Profil, și anume Revista Studii Universitatis Moldavia, Seria Știința ale Educației, Categoria B și Revista de Teorie și Practică Educațională, Didactica Pro. Participă la comunicări la conferințe internaționale, naționale, cu participare internațională, precum și la simpozioane științifice internaționale. La dosarul doamnei Aida Cotruță este anexată adeverință de susținere examenilor de doctorat și extrasul din procesul verbal numărul 5 din 27 ianuarie 2015 al ședinței Senatului Universității de Stat din Moldova, prin decizia care a fost aprobată tema tezii de doctor în științele educației în formularea repere psihopedagogice ale utilizării sistemelor TIC în educație pentru carieră la specialitatea 531.01 Teorie Generală a Educației și numit în calitate de conducător științific doamna Otilia Dadara, doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar. La ședința Senatului Universității de Stat din Moldova din 12 mai 2023, proces verbal numărul 12, tema tezii de doctor realizată de Aida Cotruță a fost redactată în repere psihopedagogice privind consiliere în carieră prin utilizarea sistemelor TIC la specialitatea 531.01 Teorie Generală a Educației. Teza de doctor în știință ale educației, doamna Aida Cotruță, a fost examinată în cadrul ședinței Departamentului Știință ale Educației Universității de Stat din Moldova, proces verbal numărul 15 din 20 iunie 2022, în baza căruia s-a luat următoarea decizie. A recomandat teza de doctor în știință ale educației, repere psihopedagogice, utilizarea sistematică în educație pentru carieră, la specialitatea Teorie Generală a Educației, elaborată de Aida Cotruță, pentru examinare în seminarul științific de profil din cadrul Universității de Stat din Moldova, cu luare în considerație sugestiilor și propunerilor înaintate.
Procesul verbal numărul 15 din 20 iunie 2022, precum și tabelul divergență urma acestei ședințe a Departamentului Științele Educației, este anexat la dosar. Teza de doctor în Științele Educației repere psihopedagogice privind consilieri în carieră prin utilizarea stimulor TIC, realizate de Cotruța Ida, a fost examinat în seminarul științific de profil în cadrul Universității de Stat din Moldova, proces verbal numărul 1 din 3 mai 2023, conținutul lucrării fiind apreciat de către experți cu 70 de puncte. Luând în considerație originalitatea, valoarea științifică și aplicativă a tezei, membrii seminarului științific de profil au recomandat unanim spre susținere teza de doctor în Științele Educației elaborată de Cotruța Ida pentru a fi susținut în ședința Consiliului Științific Specializat. Bineînțeles că au fost înaintat și un șir întreg de sugestii la care mă voi opri ulterior la următoarea etapă de susținere publică a tezei, care au fost luate în considerație de pretendenta la titlu și sunt prezentate în dosar. Vă mulțumesc dacă sunt întrebări la dosarul doamnei. Vă rugăm să le adresați. Vă mulțumesc frumos, doamna Șefciuc. În continuare, oferim cuvântul pretendentei la titlu științific de doctor în științele educației, doamnei Cotruța Ida, pentru a expune timp de 20-25 minute rezultatele principale ale propriei cercetări științifice expuse detaliat, cu care noi am luat cunoștință, în teza de doctor. Bună ziua, stimată doamnă președinte, bună ziua, stimați membri ai Comisiei de Doctorat, onorată asistență. Propunem spre atenția dumneavoastră rezultatele cercetării științifice, repere psihopedagogice privind consilierea în carieră prin utilizarea sistemelor TIC, doctorantă subsemnată și coordonator științific, doamna Otilia Dandăra, doctor habilitat, profesor universitar. În secolul 21, globalitatea a condus la umanitatea la un nou nivel și tehnologiile moderne sunt la baza activității umane, iar informația devine produsul cel mai valoros în viața socială și profesională a individului. Deci lumea modernă utilizează cele mai noi tehnologii digitale care au pătruns în sferele vieții noastre. Mediul web oferă o mare oportunitate pentru dezvoltarea educației și în același timp ne oferă o cantitate extraordinară de informații. Situația actuală ne demonstrează că tehnologizarea acoperă toate dimensiunile societății și pătrunde tot mai mult în domeniul educațional. În documentul normativ Educația 2030, cadrul de acțiune al declarației de la ICEON, pune accentul pe aspectul intervenției TIC-ului în educație și în acest fel valorificând sistemele, instrumentele TIC și a tehnologiilor mobile, de fapt, care sunt descrise cu un potențial de progres în domeniu. Acestea sunt făcute cu scopul sporirii alfabetizării tinerilor și, în același timp, a dezvoltării abilităților digitale ale cadrelor didactice, care, de fapt, sunt un element necesar în colaborarea cu discipolii. În raportul mondial de monitorizare a educației 2023 se accentuează personalizarea programelor de învățământ în educație, care trebuie să varieze în raport cu potențialul individual și nu în contextul în care se atingă elevii același nivel de competență, dar pentru a realiza potențialul fiecărui elev în parte. Organizația UNESCO ne argumentează de fapt că tehnologia mobilă este o latură tot mai importantă pentru toate aspectele vieții sociale și individuale și rolul acesteia de fapt crește considerabil. Soluțiile bazate pe TIC au ca reper științele pedagogice care pot aduce o contribuție majoră la educația bazată pe de bază, care este orientată spre grupurile social vulnerabile, grupurile greu accesibile, cele marginalizate și de fapt pun accent pe accesul la calitate.
În același timp, vorbim și despre promovarea creației, partajarea și adaptarea resurselor de bună calitate în învățământ. Aceste intervenții, bazate pe TICS în educație, pot începe de la simple medii de livrare de informații, cum ar fi procesoarele de text, și în același timp acestea pot ajunge la diverse concepte avansate, cum ar fi, spre exemplu, spațiile e-learning. În același timp, pentru realizarea acesteia, ne-am propus să analizăm rezultatele cercetărilor efectuate din domeniu și iată aici găsim ample cercetări cu privire la consilierea în carieră, precum și diverse modele, de exemplu, de utilizare a sistemelor TIC, care oferă servicii de informare și testare a potențialului individual. Dar în același timp, noi observăm că este o lipsă a abordărilor sistemice a procesului de consiliere în carieră online, în care beneficiarul, în funcție de vârstă, de nevoie, de necesitățile sale pentru carieră, prin intermediul unei platforme, ar putea să-și proiecteze cariera. Deci contextul educațional actual pune accentul, pe de o parte, pe formarea continuă, de exemplu, în domeniul consilierii în carieră și pe explozia tehnologiilor moderne, care se utilizează mai mult în scopul comunicării, dar și a rezolvării de probleme. Și iată, această problemă a impresionat, de fapt, necesitatea fundamentării reperilor psihopedagogice cu privire la consilierea în carieră prin utilizarea sistemelor TIC. Astfel ne-am propus spre cercetare procesul de dezvoltare a competenței de proiectare a carierei prin e-consilierea în carieră, utilizând sistemele TIC, și ne-am propus ca scop să fundamentăm teoretic și metodologic dezvoltarea competenței de proiectare a carierei prin e-consilierea în carieră, valorificând sistemele TIC. Presupunem că vom dezvolta competența de proiectare a carierei realizând e-consilierea în carieră prin utilizarea sistemelor TIC, dacă procesul se va baza pe repere teoretice și metodologice ale consilierii în carieră prin utilizarea sistemelor TIC și va fi valorificată metodologia de dezvoltare a competenței de proiectare a carierei prin e-consilierea în carieră utilizând sistemele TIC. Astfel, ne-am stabilit următoarele obiective de cercetare: să analizăm cadrul teoretic al educației pentru carieră, să determinăm esența și conținutul competenței pentru proiectarea carierei ca finalitate al educației pentru carieră, să elucidăm evoluția conceptului de consiliere și a tipurilor de consiliere, să analizăm abordările sistemice cu privire la consilierea în carieră, să definim conceptul de consiliere în carieră, să fundamentăm metodologic metodologia de dezvoltare competenței de proiectare carierei prin e-consilierea în carieră și în același timp să validăm experimental metodologiei de dezvoltare competenței de proiectare a carierei prin platforma educațională e-cariera. Problema științifică importantă soluționată în cercetare constă de fapt în crearea mecanismelor de transfer interdisciplinar a reperilor teoretico-metodologice, da, prin valorificarea sistemului conceptelor pedagogice și a celor din domeniul tehnologiilor informaționale, care de fapt au favorizat elaborarea metodologiei de dezvoltare competenței de proiectare a carierei prin e-consilierea în carieră, utilizând sistemele TIC și oferind factorilor educaționali și beneficiarilor modalități eficiente de consiliere în carieră și în acest mod sporind accesul persoanelor la servicii de ghidare în carieră și proiectarea carierei la distanță. Semnificația teoretică a cercetării rezidă în dezvoltarea teoretică și metodologică a procesului de consiliere în carieră prin utilizarea sistemelor TIC, evidențierea structurii și conținutului competenței de proiectare a carierei prin e-consiliere în carieră, elaborarea concepției platformei educaționale e-cariera și, în același timp, fundamentarea metodologică a procesului de proiectare carierei în format online prin elaborarea portofoliului de carieră a beneficiarului. Valoarea aplicativă a lucrării include crearea contextului și condițiilor de proiectare carierei de către diferite grupuri țintă, grupuri de beneficiari, prin oferirea unui program de consiliere adaptat nevoilor grupului, crearea portofoliului de carieră corelat cu potențialul individual al beneficiarilor, în același timp valorificând platforma educațională e-cariera și diversificând modalități de consiliere în carieră a diferitor categorii de beneficiari. Pentru cercetarea noastră ne-am propus să utilizăm următoarele surse importante care condurează de fapt abordările și metodologiile educației pentru carieră, cum ar fi teoria dezvoltării ca durată de viață, spațiu de viață, teoria lui Holland, trăsătură factor
teoria trăsătură factor, teoria învățării sociale a lui Krumholz, teoria lui Saviskas cu teoria construirii carierei, teoria haosului a lui Pryor și Bright și teoria nevoii de ghidare și proiectare a carierei, care de fapt a devenit un reper pentru cercetarea noastră. Pe de altă parte, am cercetat și prezentăm aceste surse pentru abordarea individualizată a consilierii, care ar fi teoria terapiei centrată pe client a lui Rogers, ce valorifică problema consilierii configurată conceptual inițial în psihologie și ulterior care integrează consilierea psihologică și educațională. În același timp, dacă să ne raportăm la contextul cronologic, este dificil de stabilit care tip de consiliere a fost printre primele, da? Consilierea educațională sau consilierea în carieră. Vorbind despre implicațiile TIC în consilierea carierii, noi vorbim despre rolul sistemelor TIC care au fost descoperite de către Watts în furnizarea informațiilor despre informarea și ghidarea în carieră, care de fapt devine un instrument, o alternativă, un agent al schimbării prin oferirea modelului DOTS, da? Care ulterior, peste 20 de ani, a fost valorificat de către OFER prin implicarea sistemelor TIC în domeniul informării și ghidării în carieră. Deci vrem să prezentăm să facem o scurtă prezentare a capitolilor de cercetări și pornim de la notări care sunt prezentate în trei limbi. Avem introducerea, trei capitole, concluzie generale și recomandări, bibliografia din 179 de surse și respectiv avem și anexele la lucrare. În capitolul 1 valorificăm reperele teoretice ale consilierii în carieră, unde oferim un caracter analitic atunci când prezentăm studiul teoretic și punem accent pe trei aspecte importante, care ar fi ghidarea și proiectarea carierii ca proces și în același timp vorbim despre competența de proiectare a carierii ca rezultat. Pe de altă parte, vorbim despre consilierea în carieră prin oferind, fiind ca o modalitate de intervenție psihopedagogică și de educație și ghidare în carieră și, în ultimul rând, vorbim despre implicarea TIC în educație și posibilitățile tehnologiilor moderne de realizare a consilierii în carieră. Capitolul 2 ne oferă reperele conceptuale și metodologice ale consilierii în carieră prin utilizarea sistemelor TIC, unde conturăm argumentele epistemice cu privire la necesitatea abordării sistemice în consilierea în carieră, aducem argumente psihologice și pedagogice ce ține de utilizarea sistemelor TIC, aplicabilă în utilizarea sistemelor TIC în consilierea în carieră și accentuăm caracterul sistemic al sistemelor și științelor pedagogice și caracterul sistemic al domeniului TIC. Și în același timp vorbim despre condițiile care generează conexiune dintre aceste două domenii necesare pentru procesul de consiliere în carieră. În baza acestor repere, de fapt, elaborăm metodologie de dezvoltare a competenței de proiectare a carierei prin e-consilierea în carieră, care în contextul lucrării noi exprimăm sintetizat în coordonatele teoretico-praxiologice ale consilierii în carieră prin utilizarea sistemelor TIC. Și în capitolul 3 oferim demersul experimental al cercetării, al realizării e-consilierii în carieră, care include în sine designul experimentului cercetării și oferim diagnosticarea competenței de proiectare a carierei beneficiarilor prin platforma educațională e-cariera conform metodologiei dezvoltarea competenței de proiectare a carierei prin e-consilierea în carieră și reflectă etapele experimentului. În același timp, validăm experimental metodologiei dezvoltarea competenței de proiectare a carierei prin e-consilierea în carieră, care de fapt a fost realizată pe un eșantion eterogen, care a fost formată din elevi adolescenți, elevi absolvenți ai liceeni, candidații la admitere și adulții. Toți au fost din diferite regiuni ale țării și au accesat platforma educațională la fel din diferite regiuni ale țării. În același timp, vrem să menționăm că desfășurarea concursului de admitere ne-a oferit o posibilitate enormă ca să realizăm un studiu de caz, dar acolo am observat comportamentul beneficiarului în procesul de luare a deciziei pentru carieră. Deci, în experimentul pedagogic, la etapa de constatare competenței de proiectare a carierei, în format online am avut, de fapt, constatarea competenței de proiectare a carierei, la etapa de formare a competenței de proiectare a carierei prin e-consilierea în carieră, am utilizat platforma educațională e-cariera și etapa de evaluare a competenței de proiectare a carierei. Ca metode utilizate în cercetare, am folosit metode teoretice, de la documentare științifică, sinteză, generalizare, sistematizare, empirice, cum ar fi chestionarea
experimentul psihopedagogic, interpretative cu observație sistematică, analiza cantitativă și calitativă a datelor, precum și prelucrarea produselor care au avut loc, da, prin intermediul dezvoltării competenței de proiectare a carierii, care a fost portofoliul de carieră, și prelucrarea statistico-matematică a datelor. Deci, lotul experimental a fost constituit din 158 de persoane din Republica Moldova. În jur de 65% au fost studenții voluntari din cadrul Universității de Stat din Moldova, de la diverse facultăți, care își desfășurau activitate de voluntariat în Centrul de Ghidare în Carieră și Relații cu Piața Muncii. În jur de 32% au fost elevii clasei a 10-a din Liceul Teoretic Crugle, Craionul Criuleni, elevii clasei a 8-a din Chișinău, cu care am avut o colaborare foarte fructuoasă pe parcursul activității din Centrul de Ghidare în Carieră, și elevi care au participat la programul Studentul SME pentru o zi în cadrul Universității de Stat din Moldova. Precum am avut și în jur de 3% de persoane angajate în câmpul muncii, care și-au manifestat interesul să participe și curiozitatea, pe de altă parte, să participe în cadrul acestui experiment. La etapa de constatare competenței de proiectare carierii în format online, am propus să identificăm semnificația termenului de carieră, să determinăm componentele realizării unui plan de carieră, să identificăm motivele elaborării unui plan de proiect de carieră, să identificăm participarea tinerilor la sesiuni de proiectare a carierei, identificarea modalităților de participare la sesiuni de ghidare în carieră și disponibilitatea participantului de a participa la sesiuni online. În același timp, am vrut să știm care este spațiul și investiția de timp a tinerilor care vor participa în procesul online de proiectarea carierei. Le este interesant să participe în cadrul Centrului de Ghidare în Carieră sau acasă sau la facultate sau în general independent. Deci avem aici două diagrame în care ne-a fost marea curiozitate care... Deci am vrut să știm dacă au participat anterior la sesiuni de proiectare a carierei și am identificat că 31% au participat la sesiuni de proiectare a carierei, în schimb 69% au spus că n-au participat niciodată la sesiuni de proiectare a carierei. Pe de altă parte, la identificarea contextului elaborării unui plan de carieră, 46% ne-au spus că nu au elaborat niciodată un plan de carieră, 20% au zis că au elaborat împreună cu dirigintele, 17% au zis că au elaborat în cadrul unor activități și seminare și 15% au elaborat în decursul anului de studii universitare. Acest fapt ne-a dus, de fapt, la gândul că fie ei nu știu ce înseamnă un plan de carieră, fie ei nu știu ce înseamnă o sesiune de ghidare în carieră, da? Pentru ei. Ne-am propus la etapa de formare competenței de proiectare carieră prin e-consilieri în carieră, prin utilizarea sistemelor prin utilizarea platformei educaționale e-cariera, inițial să conturăm competența de proiectare a carierei. Și de menționat că competența de proiectare a carierei, de fapt, are la bază acele patru competențe, pornind de la descoperirea potențialului, autoevaluarea potențialului individual, care, de fapt, am conturat-o prin autocunoaștere, unde avem ca obiective, da, descoperirea sistemului motivațional, descoperirea sistemului valoric personal, imaginea de sine, inteligența emoțională. La etapa de informare ne-am axat pe analiza ofertelor educaționale, analiza ofertelor pieței muncii, analiza cadrului legislativ și, nu ultimul rând, pe analiza instituțiilor de învățământ la care doresc să aplice tinerii. La etapa decizie pentru carieră ne-am propus să identificăm stilul decizional, să explorăm oportunitățile pieței muncii, explorarea oportunităților de internship și voluntariat și marketingul vocațional, deci îi orientează spre segmentarea pieței muncii, spre autoprezentare, comunicare cu angajatorul și dosarul candidatului. Fiecare dintre acestea au activitățile sale specifice, au o baterie de teste standardizate, toate luate împreună se conturează în proiectul de carieră, care are la bază un plan al carierei personalizat și care el poate suferi modificări de fiecare dată, da, în raport cu realizarea obiectivelor sale. În momentul când ne-am gândit cum să configurăm platforma educațională e-cariera și cum să trecem competența de proiectare a carierei, a fost necesar să oferim o configurație platformei educaționale e-cariera și avem trei dimensiuni pe care ne-am axat: dimensiunea conceptuală, dimensiunea suportivă, dimensiunea informațională. Deci fiecare dintre aceste dimensiuni, în intersecția
cu o altă dimensiune, deci de fapt conturează un algoritm extern de accesare și un algoritm al rezumării datelor care se conturează în portofoliul angajatului. În același timp vorbim și despre dimensiunea suportivă și dimensiunea informațională care este oferită împreună cu consilierul în carieră și duce la eficientizarea ghidării în carieră. Astfel noi obținem competența de proiectare a carierei. Modelul conceptual al e-consilierii în carieră are la bază trei principii. Unul dintre ele este principiul algoritmizării, al doilea este principiul valorificării sistemelor TIC și în ultimul rând vorbim despre principiul abordării sistemice. Deci când vorbim despre nevoile grupului țintă, vorbim despre obiectivele ghidării în carieră care trebuie respectate, vorbim despre etapele ghidării și proiectării carierei și în același timp raportăm și la profilul ocupațional, adică plasarea tânărului în câmpul muncii. Deci astfel, platforma educațională e-cariera va asigura complexitatea procesului prin accesibilitate și flexibilitate și personalizare, relevanță, conținut dinamic, gestionarea conturilor utilizatorilor de către nivelul intern. Deci, pentru realizarea metodologiei de dezvoltare a competenței de proiectare carierei prin e-consilierea în carieră, am avut nevoie să sintetizăm, după cum am zis și anterior, deci am sintetizat și am exprimat cele două coordonate teoretice și praxeologice de dezvoltare competenței de consiliere în carieră. Astfel, în coordonata teoretică, noi avem la bază teoriile care formează, spre exemplu, principiul algoritmizării, mai apoi vorbim despre principiul abordării sistemice și oferim teoriile de carieră, spațiului de viață, de personalitate, învățării sociale aplicate, teorie nevoii de ghidare și proiectarea carierei și, în ultimul rând, vorbim despre principiul valorificării sistemelor TIC atunci când vorbim despre teoria generală a sistemelor, acțiunii sociale, a comportamentului planificat și modelul de acceptare a tehnologiilor TAM. Toate acestea au stat la baza elaborării platformei educaționale e-cariera. În coordonata praxeologică de dezvoltare competenței prin e-consiliere în carieră, deci vorbim despre etapele consilierii în carieră, care este etapa preliminară, etapa diagnostică, etapa de informare, etapa decizională, etapa de implementare și încheiere și consilierea mixtă. Vreau să zic că toate aceste etape, ele au un șir de obiective care trebuie realizate și fiecare dintre ele are o finalitate. Evident că ceea ce ține despre aspectul metodologic, aspectele definitorii ale e-consilierii în carieră, deci le avem plasate în lucrare. Etapele e-consilierii în carieră, de fapt, se raportează la obiectivele ghidării și proiectării în carieră și astfel formează competența de proiectare a carierei prin e-consiliere. La etapa de evaluare a experimentului formativ ne-am propus să evaluăm care au fost reperile pentru elaborarea proiectului de carieră și observăm că avem o diferență semnificativă între viziunea și misiunea personală, între cunoașterea activităților și a domeniului ales până și după programul de formare și în același timp cunoașterea funcționării pieței muncii care este mai semnificativă comparativ cu celelalte două precedente și în același timp nu sunt indiferenți față de cunoașterea scopului și a obiectivului pe care l-au de atins în procesul carierei sale. În același timp vorbim despre motivele elaborării unui plan de carieră care a stat la baza cercetării noastre și am observat că avem necesitatea de a descoperi resursele personale ca un element care oferă o diferență semnificativă între pretestare și post-testare, adică după programul de formare. Ulterior, avem o diferență semnificativă între dorința de dezvoltare personală până și după programul de formare și în același timp vorbim despre o diferență semnificativă atunci când vorbim despre nevoia de creare a traseului profesional în contextul carierei create, conturate. Deci, la etapa de evaluare competenței de proiectare a carierei, ne-am propus să măsurăm gradul de satisfacție a beneficiarilor în urma e-consilierii în carieră și avem un rezultat de 83% în care sunt satisfăcuți și au primit un rezultat complex în urma realizării procesului. 16% ne spun că sunt satisfăcuți, dar au nevoie de ajutorul consilierului pentru interpretare și aceasta ne bucură pentru faptul că nu se neglijează factorul uman și este o doză de conștiinciozitate, da, prin rândul tinerilor să solicite ajutorul atunci când au nevoie. Și mai îmbucurător este faptul că fiecare dintre participanți au găsit câte ceva pentru ei în această platformă atunci când au trecut prin procesul de dezvoltare
dezvoltare a competenței de proiectare a carierei, deoarece n-am avut niciun pretendent care nu au să bifeze cumva că nu sunt satisfăcut de rezultatele pe care le-au primit în procesul proiectării carierei online. După cum ziceam, la concursul de admitere am avut posibilitatea ca să realizăm un studiu de caz, dar și să observăm prin rândul candidaților, de fapt, care este atitudinea lor față de cercetarea noastră, față de platforma educațională e-cariera, dacă sunt ei pregătiți să testeze decizia lor cu care au venit de acasă, pregătiți pentru a depune dosarul, spre exemplu, pentru admitere, și i-am invitat ca să parcurgă aceste etape, ceea ce a fost foarte interesant pentru ei. Au intrat cu cea mai mare plăcere și ardoare în procesul respectiv. Ne-am propus să analizăm așteptările participanților în urma consilierii în carieră, a criteriului de selecție a domeniului de formare, să măsurăm diferența dintre opțiunea profesională și decizia pentru carieră, gradul de satisfacție a participantului în urma procesului de consilierii în carieră, utilitatea serviciului de consilierii în carieră online și aprecierea serviciului de consilierii în carieră online. Rezultatele pe care le-am obținut sunt în cercetare la pagina 88 în forma unei diagrame, adică să vedem acele modificări care sunt, spre exemplu, cu care au venit și ce au făcut după realizarea procesului de e-consiliere în carieră. În același timp, am propus tuturor să aprecieze serviciul de e-consiliere în carieră și să ne spună care ar fi etapa ulterioară, ce ar face ele cu aceste informații pe care le-au obținut în contextul admiterii. 43% ne-au spus că vor recomanda cu încredere prietenilor și apropiaților serviciul de e-consiliere în carieră. 40% au zis că au simțit necesitatea acestei posibilități în perioada de liceu și 32% au zis că vor recomanda profesorilor pentru ghidarea în carieră a colegilor lor. Mai departe, aș vrea să trec la concluzii, pentru că aș vrea să zic că educația pentru carieră este un element important al procesului educațional, iar nevoia de proiectare a carierei trebuie să fie formată și dezvoltată cu valorificarea și altor factori educaționali. Relația intersistemică este una de subordonare, dar pe de altă parte este și de complementaritate, deoarece științele pedagogice vin cu mesajul educațional, cu conținutul educațional, în schimb sistemele TIC vin cu suportul tehnic care pot îmbina aceste două domenii destul de utile societății. E-consilierea în carieră scoate în evidență pe de o parte avantajele abordării interdisciplinare, cum vorbim despre teoria sistemelor, care ne permite să integrăm pe de o parte sistemele pedagogice cu sistemele TIC, iar concepția e-consilierii în carieră de fapt valorifică aceste principii, ce asigură funcționalitatea lor și conectează finalitățile ghidării în carieră și nevoile individuale ale beneficiarului prin platforma educațională e-cariera. Deci, în acest context, putem spune că educația pentru carieră este un proces complex care îmbină caracteristicile procesului de consiliere în carieră, care este subordonat modului de funcționare a sistemelor TIC, în același timp solicită intervenție sistemică și sistematică, dar și o atitudine constructivă din partea fiecărui beneficiar implicat în acest proces și vine să consolideze procesul de proiectare carierei individuale, indiferent de vârstă, de statut social, de distanță și care contribuie de fapt la consolidarea perspectivei de integrare socioprofesională. În calitate de recomandări, am vrea să spunem că serviciul de consiliere în carieră trebuie valorificat în baza principiului integralității, conținuturile educaționale trebuie aplicate etapizat pentru a oferi, pe de o parte, elevilor și altor categorii de beneficiari un orizont unitar de conștientizare al importanței proiectării carierei pentru devenirea sa. Testarea online trebuie să fie tratată cu mare atenție, deoarece conturăm importanța pregătirii profesionale în scopul livrării serviciilor date de proiectare carierei în format online. În același timp, posibilitatea realizării consilierii în carieră prin sistemele TIC reconfigurează managementul timpului și rezolvă diferite situații de proiectare a carierei în lipsa spațiului necesar, în lipsa, spre exemplu, a serviciului necesar în localitate și în felul acesta încurajează parteneriatele dintre instituții, precum și, de fapt, un element care el trebuie valorificat. În același timp, serviciul de consiliere în carieră rezolvă o serie de probleme cheie cu care se confruntă parteneriatul dintre entitățile socioeconomice și sistemul educațional.
Pe de altă parte, platforma educațională poate fi utilizată pentru realizarea integrală a obiectivelor de ghidare în carieră de un cadru didactic și poate fi valorificat atunci când vorbim despre procesul de ghidare în carieră pe lângă procesul realizat față în față. Completează sursa de informare acest serviciu cu privire la traseul educațional și integrarea socioprofesională, influențând crearea hărții decizionale. În raportul global de monitorizare al educației este specificat un astfel de detaliu. Țările care sunt pregătite să implementeze tehnologiile, incluziunea tehnologiilor în educație, trebuie să asigure că interesele elevilor rămân primordiale și este necesar să țină cont și să ofere spațiu pentru respectarea drepturilor elevului. În același timp, accentul ar trebui să fie pus pe rezultatele învățării mai degrabă decât pe resursele digitale și, nu în ultimul rând, tehnologiile digitale contribuie la îmbunătățirea procesului educațional prin completare mai degrabă decât prin înlocuirea, spre exemplu, atunci când vorbim despre interacțiunea față în față cu profesorul. Platforma educațională e-cariera o putem găsi la adresa e-cariera.usm.md, care poate fi accesată în acces liber. Acolo, la fel, putem să observăm că se calculează și media de concurs, un serviciu care este solicitat foarte mult în perioada concursului de admitere. Putem să observăm chiar și fără prezența contului, de exemplu, creat, că noi putem să deschidem, să vedem care sunt testele pe în raport cu grupul țintă. La fel, vom trece etapizat la fiecare etapă. Acestea fiind spuse, cu recunoștință, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, pentru ghidarea dumneavoastră în parcursul realizării acestei cercetări. Mulțumim, am urmărit cu atenție un discurs bine pregătit și v-ați regăsit în această cercetare, este brandul dumneavoastră, noi cei care facem parte din comunitatea academică a Universității de Stat din Moldova. Știm cât de mult v-ați dedicat domeniului și apreciem foarte mult contribuția dumneavoastră în sfera dată. Stimați membri ai Consiliului Științific Specializat, stimați referenți științifici, vă rugăm acum să adresați întrebări pe marginea cercetării realizate și prezentate rezumativ de pretendenta la titlul științific de doctorul științele educației. Vă rugăm, ordinea este aleatorie, fiecare întrebare este binevenită. Vă rugăm, domnul profesor Vladimir. Da, două întrebări. Un colegul nostru, Vasilii Panco, de fiecare dată spune că pentru concretizare. Vedeți, dumneavoastră aveți în viziunea două procese de consiliere în ghidare în carieră și de formare competențelor de proiectare. Sunt două procese sau faceți formarea competențelor în cadrul consilierii? Sau, și deci, asta e o întrebare și partea a doua întrebări. De fapt, dumneavoastră singură ați făcut, ați realizat consilierea și formarea competențelor. Da, noi pe consilier trebuie să formăm, sau oricine poate să realizeze acest proces. Mulțumesc frumos pentru întrebarea, domn profesor, și dacă îmi permiteți o să încep cu a doua întrebare, pentru că vreau să zic că rezultatele cercetării, de fapt, sunt o muncă în echipă. Și cum suntem întruniți aici la această susținere publică și am avut parte de sugestiile dumneavoastră, la fel am avut nevoie de ajutorul unei echipe ca să realizăm fiecare participa sa. Deci în echipa noastră a fost coordonatorul științific, am fost eu în calitate de doctorant și am avut informaticianul care ne-a ajutat concepția să o plasăm în formatul în care este platforma educațională e-cariera. Dacă mă întrebați despre necesitatea formării consilierului în carieră, sincer să vă zic că nu m-a părăsit niciodată acest gând pe parcursul realizării cercetării.
Da, noi putem să zicem că se poate isprăvi psihologul. Noi putem să zicem că se poate isprăvi psihopedagogul, dar eu cred că totuși noi avem nevoie de formarea consilierilor în carieră. Avem nevoie de un program, da, care ar putea fi o ulterioară continuare a cercetării. Și procesul de proiectare a carierei, prin intermediul platformei educaționale e-cariera, de fapt și a conturat e-consilierea în carieră, dacă eu am înțeles corect prima întrebare. Profesorul a întrebat dacă sunt două procese. E un proces cu o finalitate. Cu o finalitate, da. Mulțumesc. Cu o întrebare. Dacă ar fi atunci când ați început cercetarea, ideea cu inteligența artificială. Cum aș integra conceptul inteligenței artificiale în valorificarea platformei dumneavoastră? Este aici o logică sau una cu alta n-are nimic? Mulțumesc frumos! De fapt, ele sunt integrate una în alta și, de fapt, atunci când noi vorbim despre consilierea în carieră, noi vorbim despre un proces algoritmizat. Deci noi avem anumite etape, noi avem instrumente validate științific, persistente în timp, care ele, de fapt, și-au argumentat științific, cumva, valoarea lor. Dacă o să ne raportăm la modelul DOTS din 1977, el este actual și în prezent, dacă vorbim despre instrumentul Holland, da, care este din 1974, este valid și până în prezent, ceea ce ține de inteligența artificială, nu vreau să mă dau mare cunoscător al domeniul tehnologiilor informaționale mai mult decât mi-a permis cercetarea să investighez. Dar, totuși, eu cred că inteligența artificială, deci iată răspunsurile pe care le primim, este mai mult un element al gândirii colective, da, pe care ne-l dau rezultatul. În schimb, când vorbim despre e-consilierea în carieră, noi vorbim despre această concepție algoritmizată și foarte bine structurată în așa mod încât rezultatul pe care îl primește beneficiarul să fie validat științific. Vă mulțumesc! Da, dar tu-mi termin. Stimate doctorandă, eu personal apreciez mult logica cercetării dumneavoastră, demersul științific. Și în context, dumneavoastră vă referiți la 3 sau 4 modele chiar, da? Primul model, modelul cel TAM, da? Următorul model teoretic, următorul metodologic și pe urmă teoretic, metodologic. Deci s-ar fi putut să fie un model și alte celelalte să aibă o altă denumire, să aveți ceva esențial sau nu, în viziunea dumneavoastră, cum credeți? Noi, de fapt, am pornit prin modele, am trecut deseori, am conturat și modelul teoretic și modelul praxeologic, dar până la urmă am ajuns să realizăm coordonata teoretico-praxeologică care a stat la baza metodologiei de e-consiliere în carieră. Dar dacă vă referiți la modelul TAM, care a fost, prezentat în cercetare, deci este un model care l-am adaptat pentru platforma educațională e cariera care vine în ajutor să înțelegem ce are de făcut beneficiarul în contextul platformei educaționale și cum putem noi integra TIC-ul în procesul de consiliere în carieră. Noțiunea de model este un element cheie în tema dumneavoastră de cercetare. Metodologia este mai repede un element cheie. Metodologia. Și o altă întrebare, dacă se poate. A apărut odinioară, iată, înainte de ședința aceasta. Abiturienții depun documentele în instituțiile superioare de învățământ și au dreptul, până în prezent aveau dreptul, să depună în vreo 3 instituții în același timp. Da. Cum se înscrie permisiunea asta vis-a-vis de educația aceasta în carieră? Nu are nicio diferență, pentru că... El depune la medicină, depune la economie, depune la pedagogie. El are drept să depună documentele.
Prin intermediul platformei educaționale e-cariera, noi de fapt dezvoltăm competența și în același timp descoperim potențialul individual și îi oferim până la urmă compatibilitatea dintre tipul de personalitate și domeniul de formare profesională. Deci el asta primește în portofoliul de carieră. Decizia de a depune la mai multe instituții aparține. Noi nu îi limităm, posibilitatea și dreptul ca el să facă acest lucru. Deci nu avem nicio interdicție pentru el. Da, bine, vom mai discuta, dar chestia de ce mai formăm competența aceasta de proiectare în carieră, așa, orientare, așa, și la urmă, răspi el, nu numerești la medicină, duci la economie. Din păcate, libertatea de alegere. Da, din păcate, domn profesor, în studiu de caz am avut situații în care tinerii care au venit cu două, trei opțiuni de acasă și aceste opțiuni erau destul de contradictorii, deci le-am propus să treacă, să facă, iată, tot, să se încadreze în experimentul de cercetare. Unii dintre ei, obținând portofoliu de carieră, au mers să discute cu părinții care erau afară și îi așteptau și și-au schimbat opțiunea profesională ulterior. Alții au mers totuși cu ceea ce au venit de acasă, considerând că ceea ce consideră și factorul care i-a influențat anterior, deci a fost mai puternic. Care a fost demersul mai departe, noi asta nu ne-am propus să monitorizăm și să urmărim, dar asta a fost un studiu de caz care ne-a permis să le oferim această posibilitate. Da, mulțumesc! Vă mulțumim, vă rugăm alte întrebări, da, doamnă, mulțumesc. Am așteptat intenționat să ajung la aspect practic, la experiment, ca să-mi permit să dau așa întrebare. Doamna Cotruță, aveți la experimente niște diagrame cu creștere, descreștere a procentajelor, etapa pre-testare și post-testare. Și afirmați că sunt diferențe semnificative, da, într-adevăr, după rezultate, da. Însă nu am văzut să argumentați în favoarea cui sunt aceste diferențe. Și de ce dumneavoastră considerați că sunt... este bine atestarea acestor diferențe când se vede cu procentajul cărorva valorile variabilor descresc, de fapt. Deci, probabil că se argumentează cumva vederea procesului, da. Mulțumesc frumos pentru întrebare, doamnă profesor. De fapt, toate aceste creșteri și evidențieri sunt în favoarea beneficiarului, pentru că ceea ce ne dorim noi prin dezvoltarea procesului de proiectare a carierei, ne dorim să creștem conștientizarea lui pentru a-și proiecta cariera și a-și alege domeniul care este în raport cu potențialul său individual. De aceea și m-am oprit anume la acele elemente care vorbesc despre scopul și obiectivele de viitor, la necesitatea de a cunoaște piața muncii, la diferite elemente cu care el se va intersecta ulterior pe parcursul activității. De aceea toate beneficiile astea sunt pentru beneficiar. Deci nu sunt atât pentru cercetarea noastră, cât pentru binele beneficiarului, de fapt ceea ce și s-a creat până la urmă, tot pentru el. Dacă îmi permiteți să întreb o întrebare. Da, vă rog. Iată, este reconversia asta profesională. Și la noi, la Universitatea Pedagogică, s-a început procesul acesta. Vin din alte instituții, dat profilul complet, cu ani de vele psihopedagogie, își primește diplome, nu știu. Cum vă uitați dumneavoastră la... El poate, cel care... n-are întotdeauna, el trebuie să, să-i aleagă o altă specialitate. Mulțumesc frumos. Poate să utilizeze. Platforma educațională. Da. Da? Mulțumesc frumos pentru întrebare. De fapt, platforma este un instrument independent și este valid pentru toate vârstele, da? Pentru că noi avem din start câteva profiluri, deci avem liceenii, avem studenții anul 1, 2, 3, masteranții și inclusiv și educația adulților. Nu e exclus că cei care vor ajunge în astfel de situații să fie unii dintre cei care au neglijat cumva procesul de consiliere a carierei în perioada admiterii, da? Atunci când li s-a oferit și ei totuși au mizat pe alegerea lor care au venit. Dar s-ar putea să fie și persoane care, spre exemplu, sunt în situația disparițiilor profesiilor în contextul aparițiilor tehnologiilor și atunci ei sunt nevoiți. Deci, platforma oferă instrumente pentru tot publicul și dacă ar fi să precizez, eu am căutat foarte minuțios ca să înțeleg testul Holland de la care vârstă îl putem
și până la care vârstă îl putem aplica. Și vreau să vă zic că nu am găsit nicio restricție de vârstă și asta ne bucură pentru faptul că este un instrument care îl poate utiliza și liceanul, evident că el o să aibă un rezultat în raport cu domeniul său de activitate, cu interesele și așa mai departe, cel care deja este plasat în câmpul muncii și are o expertiză pe parcursul vieții, el o să aibă un alt rezultat. După cum știm, acest instrument ne oferă un cod. Poate este mai dificil de interpretat acest lucru pentru licean, dar cu siguranță este mai clar pentru un adult. În situația în care noi avem adultul în față, deci îi oferim instrumentul necesar pentru el, chiar dacă nu este inițial la, cum să zic, în consilierea mixtă, dar merge cu etapa preliminară, la fel așa cum încep și toți ceilalți beneficiari, fiind la distanță, accesând platforma educațională în spațiu liber, poate trece aceleași etape, doar că mizăm pe adult, că el totuși va contacta consilierul în carieră pentru o claritate. Și în felul respectiv noi îi putem oferi programele de formare continuă în cadrul departamentului de formare continuă, în care el singur, în raport cu potențialul său individual, să-și găsească locul și rolul său în cadrul acestor programe. Bine, mulțumesc. Da, vă rog, domnul profesor. De vremea următoare ați prezentat mai multe diagrame în lucrare cu gradul de satisfacție, minimal interesant, în baza căror indicatori obiectivi am putea estima eficacitatea orientării în carieră. Faptul că persoana e satisfăcută, desigur că e un lucru foarte important. Încă o dată, domnul profesor, dacă... În baza căror indicatori obiective, ați orientat 1000 de oameni în carieră, ei au mers, ce le-a spus sistemul, dar pe urmă cariera n-a reușit. Da, deci procesul de ghidare și proiectare în carieră are 4 obiective cadru, conform cărora noi realizăm procesul de ghidare în carieră. Și, de fapt, astea sunt la baza acestora pe care noi mizăm și pe care noi punem accentul de fiecare dată. Bine, am să mă exprim în limbaj militar. Care e procentul rateurilor? Nu știu dacă ne-am propus să observăm care este procentul. Ați urmărit că e un pas de date destul de complexă ca să... sau trebuie surse ca să urmărești asta. Da. Și lăsăm pentru cercetările viitoare. Ulterior. Ar putea fi o deschidere spre o nouă cercetare, cu siguranță. Pentru noi a fost important să înțelegem, să-i aducem, pentru că inițial când am pornit cercetarea am avut foarte multe idei unde, ce să facem, cum să dezvoltăm competența de proiectare a carierei. Au pornit de la emisiuni televizate și până ne-am gândit că este bine să ne ducem acolo unde este tânărul. Și tânărul în ziua de azi este în spațiul web. Și noi am considerat că un element ar putea fi prin intermediul tehnologiilor informaționale ca să ajungem la el. Mulțumim. Dacă îmi permiteți și o întrebare. Doamna Cutruța, referitor la produsul cercetării dumneavoastră, care este platforma educațională, e cariera, și eu, care eram extrem de curioasă, am accesat-o și am avut o restricție, nu am putut să interacționez pe această platformă ca să pot eu să trag niște concluzii în ce măsură funcționalitatea ei îmi oferă posibilitatea să iau anumite decizii. Și atât în contextul ăsta v-aș întreba, iată, platforma dumneavoastră, platforma educațională e-cariera, produsul cercetării dumneavoastră, cum permite el utilizatorului de diferite vârste, cu diferite nevoi educaționale, pentru că ați spus că aveți și elevi, deci candidați la admitere, și studenți pe tot parcursul procesului de formare profesională și adulți. Iată cum permite acestor trei categorii de beneficiari cu nevoi educaționale total diferite, da? Să comunice și să interacționeze cu persoane, grupuri de interese profesionale comune, cu specialiști dintr-un anumit domeniu de activitate și pentru că așa ați declarat undeva acolo în textul lucrării și eu am fost tare curioasă să văd asta în realitate, în produsul cercetării. Dacă ziceți că da, atunci prin ce modalitate această
platformă permite și care sunt resursele reale ale platformei care permite acest lucru. Mulțumesc frumos, doamna Dăpija. Deci vreau să zic că, inițial, platforma educațională e-cariera, acum, la etapa actuală, nu este definitivată, deci este un proces care este început, da? Deci am putea spune că este într-o proporție maximum de vreo 30%, pentru că, da, și asta al doilea element este faptul că în momentul când ne creăm contul personal, noi avem posibilitatea să alegem. Suntem student sau suntem licean? Da? Dacă și eu care eram adultă? Sunteți studentă, pentru că am zis că nu suntem, nu este definitivată. Nu este definitivată platforma, de aceea noi am mizat în contextul universitar ca să testăm aceste două categorii. Da? Dacă e să vorbim despre concepția platformei educaționale e-cariera și dacă am vorbit că ea este implementată 100%, atunci cu siguranță ar fi casetă pentru fiecare grup țintă. De aceea, dacă ați observat, acum pe platformă avem două casete, una licean și una student. Da? Ceea ce ne permite. Liceanul va accesa platforma, va face testarea, ulterior, pentru peste un an, îi se va deschide accesul la student. Și ulterior așa va merge în continuare. Dar pentru studenți, de ce ai orientat în carieră? Orientarea în carieră, pentru că când vorbim despre... Nu am învățat o carieră. Pentru că când vorbim despre orientarea în carieră, nu ne raportăm la orientarea profesională. Deci, orientarea în carieră ar fi dezvoltarea abilităților, inclusiv sociale, da, care sunt necesare și sunt primordiale pentru integrarea în câmpul muncii în contextul actual. Și lucrul ăsta este specificat chiar și în raportul educației, da, de monitorizare educației, implicării sistemelor TIC 2023. Deci este un element primordial când vorbim despre dezvoltarea abilităților sociale pe lângă cele profesionale, dacă să vorbim în termenii soft skills și hard skills. Mulțumim, doamna Maia Șepciuc. Întrebarea care am vrut să o adresez, de fapt am și primit răspunsul, pentru că vroiam să clarificăm orice cercetare, orice dimers investigațional are și anumite limite și deschide pentru noi cercetări. De răspunsurile pe care le-ați oferit membrilor Consiliului și referenților oficiali, le-am și dedus, care sunt perspectivele de viitor pentru acest dimers investigațional pe care l-ați realizat. Mulțumesc frumos! Mulțumesc și eu aveam o întrebare aici legat de criteriile pe care dumneavoastră le propuneți vis-a-vis de, pentru evaluarea platformei de către cadrele didactice, consilierii care utilizează. Aveți aici în altă referat pagina 17, dar în teză aveți mai multe detalii, evident, la aplicarea chestionarului de evaluare cu privire la actualizarea și reactualizarea platformei. Deci ați dat trei criterii și în două dintre acestea este prezent gradul de complexitate, pe de o parte în utilizarea platformei, pe de altă parte de claritatea răspunsurilor primite. Nu am găsit detalii cu privire la acest grad de complexitate. Dacă ne puteți da exemple la ce v-ați referit atunci când consilierul examinează rezultatele răspunsurilor primite, obținute. Ce vizează acest grad de complexitate? Poate ele se regăsesc în teză, dar n-am fost poate foarte atent. De fapt, să precizați. Mulțumesc frumos, doamnă președinte. De fapt, dacă vorbim despre accesarea platformei și despre e-consilierea prin intermediul platformei, consilierul nu are, deja nu intervine până la consilierea mixtă, pentru că el este inițial testat, deci se înregistrează, are anumiți pași, parcurge fiecare test, dar prin ei se apropie... Primul grad e pur tehnic, în utilizarea platformei. Da. Dar următorul cu răspunsurile?
cu răspunsurile deja, dacă să ne raportăm aici, probabil cât de sincer răspunde el la întrebările testării. Și acest lucru se vede și în testarea pe hârtie, da, când o facem, pentru că dacă o să avem un grad de indiferență față de răspuns, de întrebările care sunt raportate în test, cu siguranță că noi să primim rezultatul corespunzător. Și atunci complexitatea se referă la activitatea consilierului. Complexitatea răspunsurilor și de fapt veridicitatea răspunsului pe care îl primește în profilul portofoliului de carieră. Am înțeles. Pentru că noi până la urmă, deci el își testează potențialul individual, parcurge fiecare etapă prin decizie pentru carieră, da, prin elaborarea CV-ului, prin elaborarea scrisorii de motivație, prin argumentarea, spre exemplu, a opțiunii pe care o face, prin completarea planului de carieră și în același timp primește un rezumat. În rezumat, în raport cu profilul de personalitate, noi facem raportarea la domeniile, la specialitățile pe care le avem în instituția noastră, în Universitatea de Stat din Moldova. Ne-am limitat la moment pentru Universitatea de Stat din Moldova pentru că cercetarea a fost aici realizată și noi am testat în baza specialităților pe care le-am avut, da, în cadrul instituției. Și consilierilor formați de dumneavoastră. Da, și consilierilor formați de noi. Da. Așa, care au fost formați, da. Vă mulțumesc. Stimați dar în cazul în care nu mai sunt întrebări... Poate doamna Cojucariu? Da, exact. Doamna Cojucariu. Doamna Cojucariu, da, vă rugăm foarte mult dacă aveți întrebări să obțineți. Mulțumesc! Mulțumesc, o felicit pe candidata dumneavoastră. Am sesizat în prezentarea dumneaei pasiunea care a determinat-o să finalizeze această cercetare. Zona mea de interes era legată de partea practică, dar deja s-au pus câteva întrebări în legătură cu asta, pentru că spuneam că până la urmă orice cercetare este importantă prin rezultatele pe care le determină. Și pe mine m-ar fi interesat întrebarea care i-a fost adresată de unul dintre colegii. Iar la ce mai este utilă orientarea în carieră pentru studenți, pentru cei din mediul academic. Răspunsul pe care l-am primit, l-am înțeles și este în acord cu ceea ce așteptam. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, doamna profesor. Vă mulțumim și noi. În continuare oferim cuvântul secretarului științific pentru a aduce la cunoștință obiecțiile și sugestiile expuse în avizul seminarului științific de profil, precum și în avizile altor instituții științifice referitoare la valoarea teoretică și aplicativă a cercetării. Da, mulțumesc, doamna președinte, stimați membri ai Consiliului Științific Specializat, camarați referenți oficiali. Prima expertiză a lucrării a fost realizată în ședința Departamentul Științe ale Educației în cadrul Universității de Stat din Moldova, unde a fost elaborată teza de doctor de către doamna Cotruța Aghita. În dosare este inclus, după cum am menționat, avizul departamentului, care a fost realizat în baza procesului verbal numărul 15 din 20 iunie 2022. Membrii care au luat parte la discuție au apreciat pozitiv teza, au menționat actualitatea și caracterul ei inovator, formulând decizia, a recomandat teza de doctor în științe ale educației prezentată de Cotruța Ida cu tema repere psihopedagogice ale utilizării sistemului TIC în educație pentru carieră, pentru discuții în cadrul seminarului științific de profil la specialitatea 531.01 teorie generală a educației. A doua etapă a expertizei o constituie seminarul științific de profil. Astfel, lucrarea doamnei Cotruța Ida a fost examinată în seminarul științific de profil la specialitatea 531.01 teorie generală educație în cadrul Universității de Stat din Moldova pe data de 3 mai 2023, proces verbal numărul 1. Drept rezultat al dezbaterilor asupra cercetării realizate de doamna Cotruță, experții seminarului științific de profil menționează un nivel înalt de realizare a tezei, dar și formulează unele sugestii. O să dau citire sugestiilor, le-am generalizat, de dezvoltat cuvintele cheie, de inclus în conținut mai mulți organizatori grafici pentru o mai bună înțelegere a conținutului, de făcut referințe la propriile lucrări, de perfectat concluziile la capitole și concluziile generale în sensul rezultatelor cercetării care sunt impunătoare, dar date prin fraze generale,
de nuanțat aspectele psihologice, pentru că este vorba despre repere psihopedagogice, de prezentat într-o schemă grafică dimensiunile competenței de proiectare a carierei, ce trebuie să știe cel care vrea să proiecteze cariera, ce abilități trebuie să dezvolte, ce atitudini și valori trebuie să reflecte, ce ar trebui să manifeste o atitudine în formarea competenței de proiectare a carierei. A decide asupra celor două aspecte enunțate, mecanism de proiectare a carierei online sau metodologii de proiectare a carierei online, astfel ca metodologia să fie reflectată ca un fior roșu în aparat științific. A corela componentele aparatului științific cu titlul lucrării și conținutul propriu zis al tezei și experimentului realizat, se sugerează revizuirea titlului și se propune fundamentarea, valorificarea diverselor aspecte ale cercetării. Membrii seminarului științific din profil au venit cu propunerea de a redacta tema tezei din repere psihopedagogice ale utilizării sistemelor TIC în educație pentru carieră în repere psihopedagogice privind consilierea în carieră prin utilizarea sistemelor TIC. Luăm în considerație originalitatea, valoarea științifică și aplicativă a tezei, membrii seminarului științific din profil au recomandat unanim spre susținere teza de doctor în pedagogie, elaborată de Cotruța Ida, pentru a fi susținută în ședința Consiliului Științific Specializat, după efectuarea modificărilor și verificarea lucrării de către președintele Seminarului Științific de Profil. După cum am menționat, la toate etapele de examinare a tezei de doctor au fost înaintate sugestii de îmbunătățiri propuse pentru a fi luate în considerație. Rezultatele lor în considerație, acestea au fost expuse de doamna Cotruța Ida în cadrul fiecărei etape de examinare și prezentate în tabele de divergență incluse în dosar. De asemenea, în dosar este inclusă nota informativă a Agenției Naționale a Calității în Educație și Cercetare, care conține următoarele recomandări. Sunt mai multe aici. Se propune de redactat denumirile compartimentelor conform prevederilor ghidului de redactare a tezei de doctor. În compartimentul rezultate obținute care contribuie la soluționarea problemei științifice importante, se recomandă de completat cu mecanismul soluționării. Obiectivele cercetării se recomandă de restructurat, de comasat din nou în 5-6 obiective. Se recomandă de transferat sub capitolul 2.1 și 2.2 în capitolul 1, deoarece sunt reflectă conținut teoretizat. În capitolul 2, figura 2.8, este prezentat configurația platformei educaționale e-cariera, dar în text nu este făcută o descriere și nici referință la aceasta. Practic, această situație se observă și în privința figurii 2.9, modelul teoretic al formării competenței. De indicat referințele bibliografice la toate figurile în teză, se recomandă de transferat tabele voluminoase în anexă. Se solicită prezentarea actelor de implementare a rezultatelor cercetării în anexe. În partea constatativă a cercetării, experimentul formativ de adus argumente suficiente cu privire la insuficiența consilierii pentru cariera asupra nivelului de influență e consilierii pentru carieră asupra nivelului de angajare în câmpul muncii. Așa, concluziile de dezvoltat și de adus o mai multă claritate, de redactat în conformitate cu cerințele ghidului să fie accentuate contribuția personală a autoarei, de menționat care au fost rezultatele ce au contribuit la soluționarea problemei de cercetare, de inclus în bibliografie propriile rezultate, menționând convicțiile și sugestiile au fost luate în considerație și efectuate modificările și concretizările respective. În dosar este inclus tabelul de divergență. Conform regulamentului Agenției Naționale de Cercetare a Calității în Educație și Cercetare, pretendenta la gradul științific de doctor în știință ale educației, anunțat comunitatea științifică din domeniul despre realizările sale și ca rezultat au parvenit în Consiliul Științific Specializat avizie de la Vascan Teodora, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar la Catedra Informatică și Tehnologie Informaționale de la Universitatea Pedagogică de State Ungureană din Chișinău, Bârnaz Nina, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar la Departamentul Științe ale Educației Universității de State din Moldova, Răboi Petrache Viorica, doctor în Științele Educației, conferențiar universitar la Departamentul Științele Educației Universității de State din Moldova,
Mocanu Viorica, doctor în științe pedagogice, lector universitar la Departamentul Psihologie a Universității de Stat din Moldova. Rezumatul tezei de doctor în științe ale educației a fost apreciat înalt, se menționează corespunderea acestuia cerințelor ANACEC față de asemenea lucrări. Autorii avizelor consideră că doamna Cotruța Ida merită titlul științific de doctor în științe ale educației la specialitatea 531.01, teorie generală a educației. Vă mulțumesc! Vă mulțumim frumos și noi. Au fost trecute în revistă în mod detaliat aceste sugestii care au contribuit la îmbunătățirea și cred că ați fost recunoscătoare și dumneavoastră pentru ele, că v-au ajutat, mai ales pentru un practician, dar vă rog dumneavoastră să vă exprimați un punct de vedere pe marginea acestor avize. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor care au investit timp, da, în analiza lucrării, în analiza pentru a oferi o notă. Și cu siguranță că am discutat cu fiecare dintre ei în parte și am înțeles foarte bine că orice lucrare, deci în procesul realizării lucrării se mai conturează și unele aspecte care și-ar găsi locul și pentru o eventuală continuitate. De aceea mulțumesc pentru contribuție și pentru aportul fiecărui coleg. Mulțumim și noi și în continuare oferim cuvântul doamnei conducător științific, doamna Otilia Dandara, doctor habilitată în științe pedagogice, profesor universitar, prin prorector și prorector pentru activitate didactică la Universitatea de Stat din Moldova, pentru a-și expune părerea cu privire la calitățile de cercetător și calitățile profesionale în general, personale ale doamnei Cotruța Ida. Da, mulțumesc, doamna președintă. Vreau să o felicit pe Aida că în această zi este la pupitru și prezintă într-o variantă finală rezultatele cercetării. Un drum lung, dar consistent, pentru că a fost conectată de la bun început la această problemă și dacă astăzi sistemul învățământului superior are o metodologie, un regulament cadru de funcționare a centrelor de ghidare în carieră, se datorează faptului că s-a implicat doamna Cotruță și a fost una din puținele persoane cu competențe în domeniu ca să facă acest lucru. Dacă Centrul de Ghidare în Carieră a Universității de Stat din Moldova este acum ca entitate distinctă, un organigram al universității, se datorează în mare parte și doamnei Cotruță, pentru că un timp îndelungat a muncit la acest centru. Genere, vreau să zic că din experiența mea de cadru didactic, expert, membru al consiliilor științifice de susținere a tezilor, am identificat niște criterii după care am putea să clasificăm pretendenții la titlu științific. Probabil vine și dintr-o particularitate a noastră a fiecăruia. Sunt persoane mai abile, probabil cu predispozițiile respective de a configura cu ușurință un text teoretic din care pe urmă nu știu dacă se alege ceva. Dar este bine pentru că este un cadru formal și nouă tuturor ne este foarte ușor să facem o evaluare, avem niște puncte și vis-a-vis de ce zicem atâtea pagini, atâtea figuri, atâtea virgule și e totul bine și frumos. Și sunt persoane care sunt împătimite și absolut dedicate activității pe care o fac practice și poate mai puțin convinse că aceste bune practici trebuie să fie cumva configurate în niște contexte mai științifice, teoretice. Probabil din acea categorie face parte Aida, pentru că extraordinara implicare și competența pe care o are ca expert în domeniul ghidării, ca și consilierie în carieră,
cumva am simțit dintotdeauna că nu are această convingere, ar fi cumva teoria asta de prisos și lucrarea asta de 100 de pagini de prisos. Eu fac lucruri care mie îmi plac și le fac bine și tot timpul iată această convingere a ei și plăcerea de a face lucru practic a fost primordială în comparație cu scrierea unui text încadrat într-un format formal și probabil de aici și timpul care ați văzut intrării în doctorat și care între timp ați văzut foarte interesat de activitate, a obținut calificări, a obținut titluri de master 2 la universitate, dar mă bucur că astăzi suntem aici la o susținere finală a tezii. Consider că aici avem pe o altă colega noastră, domnișoara Dabija, care a susținut teza în domeniu și chiar anterior acestei ședințe. Am avut o ședință cu Ministerul pentru că lucrăm la un ghid. Și cumva lucrurile se confundă. De exemplu, a citit doamna secretar științific că referentul sau responsabilul de prezentarea tezii doamnei Cotruță în comisia de experți a fost că de ce nu arată doamna Cotruță gradul de angajabilitate. Lucruri absolut diferite. Doamna Cotruță nu are cum să arate gradul de angajabilitate, că ăsta e altceva. Ghidarea în carieră, așa cum multe procese astăzi au un caracter continuu și sunt foarte adaptabile contextului concret, vârstei concrete, omului concret. Așa este și ghidarea în carieră, așa au ajuns timpurile. Probabil domn profesor Cojocaru, oamenii cei care vin la calificare trebuie împărțiți, dacă doamna ar aplica testul respectiv, am identificat că este un grup heterogen. Unii vin fiind constrânși de faptul că vor un loc de muncă, dar nu le trebuie nici deloc acea calificare și nu au interes. Alții zic că sunt constrânși, dar se regăsesc și își regăsesc interesul pentru. Alții vin de bună voie zicând că uite, asta e tocmai al meu, dar am greșit la început. Alții zice că nu știu dacă mai am nevoie. Adică nu știu dacă trebuie confundat angajabilitatea cu ghidarea în carieră. Așa cum noi toată viața învățăm un comportament de a configura un text, nu știu ce să zic acum acasă. Exact așa și toată viața trebuie să învățăm a ne proiecta cariera, care e un proces continuu. De fapt, este acel plan, fie ideatic în capul nostru, fie pus pe o hârtie, acum depinde de organizarea fiecăruia, de convingerea fiecăruia, dar care e perspectiva mea de mâine, de poimâine, de 10 ani, de dezvoltare profesională și evoluție în carieră. Că vedeți doi termeni, dezvoltare profesională și evoluție în carieră. Cum percepem noi lucrurile? Totul depinde de timpul, unde sunt și ce fac acum. Și asta este un exercițiu. Și ceea ce a făcut doamna Cotruță a fost un spațiu conceptual care permite mai multor categorii de beneficiari să facă acest exercițiu. Pentru că orice comportament uman se învață. Și dacă nimeni nu ne învață și nu ne creează condiții de a exersa comportamentul de proiectare a carierei, nu ne-l proiectăm. Și suntem haotici. Și sunt mai mulți decât trebuie nedeterminați în societatea asta. Și sunt mai mulți decât trebuie dezamăgiți de societate. El așteaptă, nu știu ce se întâmplă, dar de fapt el n-a contribuit cu nimic. Ori n-a știut cum, ori n-a știut pe ce poziții se află. Despre asta este de fapt proiectarea carierei. Noi am mai avut, vedeți că a fost și întrebarea domnului profesor, pentru că de obicei, cred că undeva 85-90% din tezele care se susțin, ipoteza și scopul este strict legat cu titlul și cu procesul. La noi, dacă ați văzut, este consilierea, dar consilierea nu se face de dragul consilierii. Deci noi am consilierea, noi am conceptualizat-o și am conceptualizat câmpul de realizare, de o parte sistem pedagogic, de altă sistem tic, dar pe noi ne-a interesat finalitatea, proiectarea. Pe ce am putut să o măsurăm? Că consilierea, am putut să zicem, am făcut 3 ori, am făcut de 4 ori, 5 sesiuni și, da, dar finalitatea este persoana aceea, conștientizat și întrebarea doamnei Pavel. Dar unele comportamente, ele au scăzut. Și foarte bine că au scăzut. Chiar la început zbura în nori și credea că
primordial pentru dânsul este moda sau nu știu ce, sau prestigiu sau nu știu ce. Dar nu e asta, de fapt. Când a dat testul, de fapt s-a văzut că el, prin esența lui, nu atribuie importanței modei sau prestigiului, dar are alta ancoră de carieră, de exemplu, sau altceva. Deci e un proces și păcat că la noi în țară este neglijat acest proces, este foarte neglijat acest proces. Și eu văd aici mai multe probleme. Este categoria de vârstă a cadrelor didactice care, zici, timpul meu așa se făcea, atunci era timpul tău. Și era alt sistem educațional. Din păcate, noi am schimbat timpurile, am schimbat sistemul educațional, dar n-am schimbat sistemul de ghidare în carieră. Nu ne-l putem configura. Bacă nu-s bani, bacă n-avem convingerea că nu știu ce trebuie să facem. Și e foarte rău, pentru că asta este efectul de care ar trebui să facem și o cercetare. Moldovenii foarte repede renunță la calificarea profesională. Cred că mult mai mult decât alte națiuni. Nu contează cum am învățat, nu contează cât de deștept sunt. Nu contează dacă pot să fac ceva într-un domeniu. Dar mâine mă duc și iau cărpa în mână. Și nu știu ce fac. Dar de ce? Ce să fac? Nu știu tot. Pentru că nu știu să-mi proiectez cariera și nimeni nu m-a ghidat sau n-a făcut o metodică. Este cazul să o facem. Eu vreau să o felicit pe Aida și sper dosarele și hârtiile care mai avem să le facem în continuare să meargă mai ușor decât până acum. Mulțumesc tuturor pentru implicare, pentru că am avut chiar susținerea tuturor cu sugestiile care au fost din partea profesorului Cojocaru Vasile și din partea profesorului Grimalski și din partea doamnei Maia Șefciuc, care a mizat foarte mult pe ajutorul dumneiei pentru că preda cursul de metodologie cercetării și tocmai această dificultate care noi am avut-o, că nu am reflectat procesul, dar finalitatea, era foarte dificil ca să formulez scopul, ipoteza, toate acestea care sunt, sper să fie clare, adică cum, în mintea noastră era, dar dintr-o parte probabil lucrurile nu erau clare pe locuri și mulțumim tuturor, doamna Postică, mulțumim pentru că dumneavoastră ați redactat o ultimă variantă și autoreferatului, domnul Guțu, de la început dumneavoastră ați spus, dar noi nu v-am ascultat, că punctul 2.2 despre TIC trebuie să fie în primul capitol. Și noi nu vroiam să cedăm, dar până la urmă, dacă am auzit că a zis așa în Acecu, ne-am apucat, l-am pus acolo, l-am integrat, pentru că nu puteam să-l punem pur și simplu, l-am integrat conceptual și cred că e mai bine așa. Deci o muncă colectivă întotdeauna duce la rezultate mult mai bune. Mulțumim tuturor! Cercetarea individuală. Da. Mulțumim. Mulțumim. Am cooperat și până la urmă a fost o experiență utilă, în primul rând pentru doamna Cotruță, dar și pentru noi cei care am încercat să înțelegem și alte tendințe și să fim, mă rog, profesorii și colegii generațiilor de astăzi care au nevoie de această consiliere în carieră, așa cum își doresc beneficiarii noștri. În continuare, conform procedurii de susținere publică a tezei de doctor, rugăm să își expună punctul de vedere oficial asupra tezei de doctorat, domnilor referenți oficiali. Oferim cuvântul doamnei Cojocariu Venera Mihaela, doctor în științe ale educației, profesor universitar la Universitatea Vasile Alexandri din Bacău, România. Vă rugăm mult, stimată doamnă. Da, mulțumesc, stimați colegi. În afară de a fi referentul oficial al lucrării de astăzi, sau poate tocmai din acest motiv, eu sunt și directorul Departamentului de Consiliere de la Universitatea Vasile Alexandri din Bacău și tocmai de aceea am apreciat la un nivel înalt ceea ce colega dumneavoastră a realizat. Sigur că, din punct de vedere scriptic sau terminologic, lucrurile uneori se mai pot îmbunătăți, dar pentru mine, prin raportare la cercetarea realizată de dânsa,
a contat foarte, foarte mult rezultatul final, au contat foarte mult beneficiarii, au contat foarte mult gradul de noutate al temei și gradul de dedicare pe care dumneavoastră l-a demonstrat și pe care, din câte am înțeles acum din discuțiile dumneavoastră, l-a manifestat o durată îndelungată. Spuneți-mi, vă rog, dacă trebuie să dau citire integral referatului sau trebuie să prezint doar o sinteză. Poți prezint. Se cere de obicei, conform regulamentului, să prezentați, dar, mă rog, anumite puncte le puteți rezuma, dar, în general, îl parcurgeți. Pentru eficiența timpului. Da. Ca atare, pe baza analizei temeinice a conținutului lucrării cu titlu Repere psihopedagogice privind consilierea în carieră prin utilizarea sistemelor TIC, realizată de doctoranda Ida Cotruța, am formulat următoarele concluzii. Prima zonă de concluzii se referă la analiza actualității temei și problematicii abordate. Am apreciat problematica extrem de actuală și cu impact semnificativ de natură interdisciplinară pentru cele două domenii conexe, consilierea carierei și utilizarea sistemelor TIC în această activitate. De asemenea, am apreciat că analizele efectuate pot produce efecte directe și indirecte și pentru alte sfere conexe ale activității de consiliere a carierei, cum ar fi autocunoașterea beneficiarilor, cunoașterea variantelor de formare inițială a acestora, orientarea carierei, decizia de carieră, formarea profesională inițială, explorarea pieței muncii, participarea la procesele de recrutare și selecție, ocuparea unui loc de muncă, formarea continuă. Formarea competenței de proiectare a carierei devine premisă pentru integrarea socioprofesională a viitorului angajat. De aceea, acest aspect trebuie să fie o preocupare de bază a sistemului educațional. Modul în care doctoranda analizează și fundamentează actualitatea temei și a problematicii abordate este unul relevant. Pornește de la caracterul interdisciplinar al problemei de cercetare și de la practici ale consilierii validate în diferite sisteme de învățământ cu potențial impact pentru procesul realizat în Republica Moldova. Aceste ancore permit propunerea, elaborarea, prezentarea și dezvoltarea conceptului de e-consiliere în carieră realizat cu ajutorul instrumentelor TIC. Doctoranda realizează un parcurs de analiză teoretică a conceptului modern de e-consiliere a carierei prin utilizarea sistemelor TIC urmărit cronologic, explorând și sintetizând resurse bibliografice clasice și de maximă actualitate din anii 2023, din spațiul american, european și românesc, și al numeroaselor practici formative, inclusiv din sistemul de educație din Republica Moldova. În acest fel, asigură o bună descriere a situației în domeniul de cercetare și identificarea problemei de cercetare. Rezultatele întregii cercetări sunt cu atât mai utile în contextul post-pandemic, deschizând, extinzând calea unei abordări hibride a procesului de consiliere în carieră, necesar nu doar în momente de criză, ci chiar ca modalitate curentă alternativă de desfășurare a consilierei în carieră. Ca atare, apreciem actualitatea temei și a problematicii abordate ca fiind bine argumentate, susținute de bibliografie de specialitate de calitate și fundamentând adecvat cercetarea derulată. Din punct de vedere al metodologiei utilizate și al gradului de corespondență cu obiectivele menționate, am apreciat că metodologia cercetării este bine articulată și prezentată, cu pașii necesari, problema, obiectul, scop, obiective și apoi paleta metodelor de cercetare cu metode teoretice, empirice, interpretative și statistico-matematice. Ca atare, metodologia concepută și valorificată este în deplin acord cu scopul, obiectivele și ipoteza. Analizând conținutul tezei de doctorat, am apreciat că acesta este corespunzător structurat în ceea ce privește părțile componente, introducerea celor trei capitole, concluziile, bibliografia, anexa. După ce în introducere sunt argumentate actualitatea și importanța temei, demonstrate implicațiile și reflectate documentele de politici care au susținut acest proces, sunt analizate și implicațiile ce au conturat necesitatea cercetării procesului de ghidare în consiliere prin intermediul sistemelor TIC, se prezintă elementele fundamentale ale cercetării. În capitolul 1, repere teoretice ale consilierii, este realizată analiza celor trei aspecte fundamentale, și anume ghidarea și proiectarea carierei, consilierea în carieră, implicarea sistemelor TIC în educație.
Apreciem că au reușit în acestui capitol modul de concepere, argumentare și exprimare a competenței de proiectare a carierei, ilustrată adecvat de autoare în figura 1-2. În capitolul al doilea, doctoranta a prezentat argumentele epistemice privind necesitatea abordării sistemice în consilierea în carieră. Modelul praxiologic al formării prin e-consiliere în carieră și în felul în care el este explicitat validează încă o dată și susține abordarea sistemică și importanța competenței de ghidare și proiectare a carierei, ținând cont de etapele procesului de consiliere în carieră. Capitolul al treilea, demersul experimental, prezintă designul experimentului pedagogic cu diagnosticarea competenței de proiectare a carierei beneficiarilor prin platforma educațională e-cariera și ilustrează etapele experimentului. În acord cu scopul și ipoteza cercetării, este organizat experimentul cu etapele așa cum au fost prezentate și astăzi aici de candidata noastră. Și apoi se analizează comparativ pre- și post-test rezultatele obținute. În urma analizei rezultatelor obținute sunt vizibile schimbările produse ca urmare a introducerii factorului formativ ameliorativ. Ca atare se constată schimbarea pozitivă în urma experimentului realizat. Schimbare pozitivă, evident, pentru beneficiari. Pe ansamblu apreciem conținutul întrevitezei ca fiind logic și psihopedagogic structurat, bine prezentat și analizat. Rezultatele cercetării, concluziile finale, recomandările și impactul acestora asupra domeniului sunt valorificate cu ajutorul metodelor statistico-matematice folosind sistemul SPSS versiunea 20. Au fost valorificați indicatorii statistici utilizați și prezentați în lucrare. Pentru noi, concluziile generale și recomandările sintetizează într-un mod adecvat rezultatele. Recomandările elaborate pentru diferite categorii de actori implicați, conceptori de politici, cadre didactice, consilierii cariere, elevi, studenți și alte categorii, îmbogățesc valoarea practică și strategică a tezei. În concluzie, apreciem că rezultatele, concluziile și recomandările sunt corecte, bine derivate din conținuturi și datele obținute și cu impact asupra beneficiarilor. În ceea ce privește caracterul de noutate al cercetării și contribuția personală a autoarei, originalitatea și profunzimea discursului științific, am apreciat că lucrarea este elaborată prin apelul la un discurs științific logic, coerent, consistent, bine susținut argumentativ și adecvat formulat științific. Dintre elementele de noutate am evidențiat fundamentarea reperilor teoretice ale ghidării în carieră în contextul evoluțiilor tehnologiilor moderne, metodologia de consiliere în carieră prin intermediul sistemelor TIC, extinderea cadrului conceptual al educației pentru carieră prin abordarea sistemică în contextul interdisciplinar, generarea și experimentarea modelului teoretic și praxiologic de e-consiliere în carieră și determinarea conținutului competenței de proiectare a carierei prin e-consiliere, crearea platformei educaționale e-cariera și conceptualizarea metodologică a mecanismului de proiectare a carierei în format online cu elaborarea portofoliului de carieră a beneficiarului. Crearea mecanismelor ce sporesc accesul persoanelor de diverse vârste, gen, categorii sociale, profesionale la serviciile de ghidare, proiectare a carierei la distanță. Ca rezultat al eforturilor de cercetare, doctoranda a publicat studii nouă pe tema tezei. Cercetarea se caracterizează pe ansamblu prin coerență, originalitate, impact și dedicare. În ceea ce privește stilul, claritatea și precizia exprimării, acestea sunt reușite, o exprimare corectă în termeni pedagogici și în termenii mai general al domeniului. Conceptele cheie sunt utilizate corect, delimitările conceptuale sunt realizate adecvat, conexiunile sunt bine justificate, asecțiunile sunt logic construite. În ansamblu tezei apreciem că doctoranda face dovadă explicită a stăpânirii și utilizării unui stil științific clar și precis. Aparatul științific este valorificat adecvat. Doctoranda cunoaște și folosește tehnicile de operare cu bibliografia, știe să o anoteze corect și complet, indiferent de tipul de sursă
indiferent de tipul de sursă utilizată. În ansamblu teze, apreciem faptul că doctoranda utilizează corect aparatul științific și realizează adecvat descrierile bibliografice. Forma finală a tezei se încadrează în cerințele de ordin tehnic. În ansamblu, rezumatul tezei exprimă integral și corect conținutul acesteia, este elaborat adecvat și față de conținut și față de exigențele academice proprii școlii doctorale unde teza a fost realizată. În concluzie, sunt de acord cu susținerea publică a tezei de doctorat realizată de doctoranda Aida Codruța, cu titlul Repere psihopedagogice privind consilierea în carieră prin utilizarea sistemelor TIC. Consider că merită conferirea titlului de doctor în științe ale educației. O felicit la modul cel mai sincer și profesional și o invit de pe acum la o conferință pe domeniul consilierei carierei care va avea loc la Bacău anul viitor. Felicitări! Și vă mulțumesc pentru invitația în această comisie. Mulțumim dumneavoastră! Vă mulțumim frumos! Ne onorează să avem o expertiză și din afară, deși suntem împreună. Mulțumim, doamna profesor! Exprimăm recunoștința noastră pentru această apreciere a efortului depus de doamna conducător împreună cu doctoranda. Și în continuare oferim cuvântul referentului oficial. Scuzați, mai este un punct din procedură pe care eu l-am omis, doamna Cotruță. Întrebări nu au fost enunțate oral. Poate aveți în avizul trimis sau aveți un cuvânt de mulțumire doar. Asta și vreau să întreb dacă pot să-i mulțumesc doamnei profesor. Doamna profesor Cojocăriu, vă mulțumesc foarte mult. Îmi pare bine că v-am cunoscut la conferința din Bacău. Neapărat să fac tot posibilul și mi-ar plăcea să particip la conferința care este organizată la anul viitor, va fi organizată, voi fi cu cea mai mare plăcere onorată să fiu acolo alături de dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult! Va fi o conferință națională a centrelor de consiliere și așteptăm cuvântul dumneavoastră și o prezentare în sinteza reușitelor pe care mi le-ați prezentat și astăzi. Încă o dată felicitări! Mulțumesc frumos pentru aport și pentru efort! Mulțumesc mult! Vă mulțumim, domnul profesor Anatol Gremalski, doctor habilitat în științe tehnice, profesor universitar, expert internațional în politici educaționale, director de programe, epoleți aveți mulți și ne onorează și pe noi să vă avem aici în calitate de referent oficial, mai ales că domeniul TIC este prioritar în cariera dumneavoastră profesională. Da, mulțumesc mult pentru faptul că ați pus în evidență e poliții, dar, cum să mai spui mai corect, când ai mulți epoleți, ai și o anumită vârstă și ar fi bine să poți converti, deci vârsta în lipsa epoleților și să bucuri mai mult de viață. Dar, în fine, mulțumată doamnă președinte, mulțumați membri și membre ale Consiliului Științific Specializat, mulțumată doamnă competitoare, mulțumată audiență. Am fost desemnat în calitate de referent oficial la teza pusă în discuție. Evident, am scris avizul respectiv pe care l-am prezentat în termenii stabiliți și cu permisiunea dumneavoastră voi da citire principalelor constatări din acest aviz. În primul rând, actualitatea problematice abordate. Este cunoscut faptul că realizarea în volum deplin a capabilităților fiecărei persoane este de neconceput, fără o alegere judicioasă a viitoarei profesii și o planificare bazată pe dovezi a procesului de înaintare în carieră. Deși unele cercetări în domeniul științelor educației au avut anumite tangențe cu metodologia ghiderii și proiectării carierei, până la apariția tezei în cauză, cercetările respective, în opinia mea, au avut mai mult un caracter fragmentar și nu s-au bazat pe o abordare holistică a acestui proces.
Rămânând în mare parte bazate pe paradigmele deceniilor trecute, după cum a remarcat și doamna conducătoare științifică, metodologiile de ghidare și proiectare a carierei nu au valorificat în deplină măsură oportunitățile oferite de mijloacele moderne ale teoriei informației și comunicațiilor, nu au asigurat o centrare autentică pe particularitățile fiecărei persoane, nu au ținut cont de dispariția unor profesii considerate a fi tradiționale și veșnice și de apariția unor profesii noi, care caracteristice trecerii de la o societate post-industrială la o societate a cunoașterii și la o societate a tehnologiilor digitale. Acceptăm faptul că persistența problemelor teoretice și practice ce țin de modernizarea metodologiilor de ghidare și de consiliere în carieră este caracteristică nu doar țării noastre, ci și întregului spațiu european al învățării și formării profesionale, fapt confirmat atât de documentele naționale de politici educaționale, cel mai recent fiind Strategia Educația 2030, mulți din membrii Consiliului Științific au muncit la această strategie, cât și de documentele emise de organismele europene, în primul rând Consiliul European, și de organismele internaționale, UNESCO, OECD, care au competenții în domeniul pregătirii forței calificate de muncă. Prin urmare, tematica tezei supusă avizării, care are drept scop dezvoltarea competenței de proiectare a carierei, prin valorificarea oportunităților oferite din mijloacele tehnologiei informației și comunicațiilor, corespunde tendințelor de dezvoltare a științelor educației și practicii pedagogice din țară și de peste hotare. În continuare, în aviz, urmează o analiză succintă a conținutului tezei, evident că nu voi expune conținutul, pentru că cel mai bine a făcut-o competitoarea, dar vreau să subliniez faptul că ea argumentează necesitatea educației pentru carieră și prezintă o descriere amplă a situației în domeniu. În teză se conține o trecere autot cuprinzătoare a multiplilor teorii pe care se bazează metodologiile de ghidare în carieră și această trecere în revistă este însoțită de o analiză critică. Autoarea evidențiază atât succesele cât și insuccesele de transpunere a teoriilor respective, atât în practica cotidiană, cât și în documentele de politici educaționale. Pe lângă pledoaria pentru un eventual curs de educație în carieră, curs care, în opinia autoarei, ar trebui inclus în curriculumul școlar, autoarea evidențiază faptul că creșterea eficacității și eficienței educației în carieră trebuie asigurată prin implementarea mijloacelor oferite de teoriei informației și comunicațiilor. În opinia autoarei, opinii împărtășite și de referentul oficial al tezei, implementarea acestor mijloace trebuie să se bazeze pe un solid fundament psihopedagogic și, evident, aspectele psihopedagogice trebuie să prevaleze asupra aspectelor tehnologice propriu-zise. În opinia referentului, autoarea definește într-o formă explicită obiectul cercetării, procesul de dezvoltare a competenței de proiectare a carierei anume cu ajutorul mijloacelor oferite de TIC și, de asemenea, într-un mod succint și coerent, formulează scopul și obiectivele cercetării. În primul capitol, care este intitulat Reperii teoretice ale consilierii în carieră, vreau să spun cuvântul repere este un cuvânt iubit de autoare, se întâlnește din mai multe ori în titluri. Prezintă, după cum spuneam, o trecere în revistă a principalelor etape ale dezvoltării educației pentru carieră, accentul fiind pus pe abordările orientate spre formarea și dezvoltarea competenței de proiectare a acesteia. În opinia mea, este un lucru foarte important, fiindcă trebuie să
ajutăm sau să dezvoltăm capacitatea fiecărei persoane de a-și proiecta propria carieră într-un mod critic și autocritic. Și vorbind de sistemul de competențe, ar vrea să accentuez că în sistemul de competențe OECD este o competență foarte interesantă care se referă la proiectarea carierei și acolo se pune accentul, trebuie să-ți cunoști aptitudinile născute, aptitudinile pe care le poți dezvolta și totodată să ai o atitudine critică față de propriile așteptări. Ulterior, unele persoane rămân dezamăgite în viață și nu se simt împlinite în viață. Și din acest punct de vedere, autoarea tezei, analizând diverse modele de orientare și de educație pentru carieră, care erau cunoscute până la demararea cercetării, identifică problemele cu care se confruntă procesul actual de ghidare, de proiectare a carierei. Lipsa unei terminologii unanim acceptate, abordări incomplete ale procesului, conexiuni slabe ale sistemului educațional cu lumea muncii, incertitudini privind finalitățile educaționale așteptate. Deși în mod tradițional primul capitol în teze este mai mult consacrat analizei literaturii, în cazul lucrării supuse astăzi discuțiilor noastre, chiar și în primul capitol, autoarea vine și cu propriile contribuții. Ea concretizează conținutul mai multor termeni din domeniul educației pentru carieră, etapizează procesele de soluționare a problemelor ce apar în proiectarea carierei și mă bucur că Agenția Națională pentru Asigurarea Calității în Educație și Cercetare, deci a pus accentul pe acest aspect la care autoarea, în opinia mea, a răspuns cu brio. Un interes deosebit prezint analiza modului de utilizare a mijloacelor TIC în procesul de consiliere în carieră. Autoarea abordează metodele de utilizare a acestor mijloace TIC, anume prin prisma faptului că au apărut noi tehnologii digitale, web-ul în primul rând, multimedia, rețelele de socializare, mesagerie instantă și altele. În opinia celui care vă vorbește, concluziile de la sfârșitul primului capitol derivă din materiile expuse în acest capitol, sunt formulate concis și trasează în mod explicit direcțiile de cercetare care vor fi urmate în următoarele două capitole. După cum vă spuneam, capitolul al doilea tot începe cu repere, dar asta e viața, redă acest cuvânt esența lucrării. Și acest capitol are drept scop conceptualizarea metodologiei de dezvoltare a competenței de proiectare a carierei cu ajutorul instrumentelor informatice. Autoarea pune în evidență legăturile dintre cerințele sociale și așteptările individului privind propria carieră, comportamentele dorite și acțiunile ce ar trebui întreprinse. O contribuție importantă a autoarei constă în identificarea caracterului integrativ al abordării sistemice a consilierii în carieră, integrarea bazându-se în primul rând pe revoluția digitală și pe îmbinarea armonioasă a competențelor profesionale și cele sociale. Apropo, vorbind iarăși de competențe, în cazul învățământului general, cele sociale, soft skills, cum se numesc la noi, parcă le mai înțeleg, dar care ar fi celelalte competențe în învățământul general, care în cel profesional sunt profesionale, cum ar trebui să le numim? De exemplu, competența în matematică. Ea nu-i soft, ea ce-i hard. Deci aici autoarea cred că are posibilitatea și mai departe să analizeze aceste direcții.
În opinia mea, autoarea tezei pune argumentat accentul pe faptul că mijloacele TIC propriu-zise nu vor contribui în măsură decisivă la eficientizarea procesului de ghidare și orientare în carieră, dacă utilizarea lor nu se va baza pe un solid fundament psihopedagogic și ea își concentrează atenția anume pe aspectele psihopedagogice. Dând o definiție explicită a consilierii online, autoarea adaptează anumite modele cunoscute deja la specificul consilierii cu ajutorul mijloacelor digitale. Și în baza constatărilor făcute de ea și principiilor de implementare cu ajutorul mijloacelor TIC a metodologiilor de consiliere în carieră, sunt elaborate platforme electronice care, după cum se vede din textul lucrării, sunt pe larg utilizate în practica și activitatea cotidiană a Universității de Stat. Mi s-a părut foarte interesant că aceste platforme au un caracter universal și pot fi utilizate la grupurile țintă care diferă atât prin statutul lor social sau ocupațiile socioeconomice, cât și particularitățile de vârstă. În opinia referentului, metodologia dezvoltarea competenței de proiectare a carierei este completă și include toate procedeile, acțiunile necesare pentru a planifica și desfășura procesul educațional cu ajutorul mijloacelor informatice dezvoltate în lucrare. Totuși, se pare că prezentarea metodologiei în cauză doar în formă grafică, figura 2.11, fără explicații mai detaliate, în opinia mea, va cere de la formatorii ce realizează orientarea în carieră anumite eforturi suplimentare. Concluziile capitolului al doilea sunt pertinente, au un caracter integrator și redau în deplină măsură contribuția semnificativă a autoarei în fundamentarea psihopedagogică a proceselor de educație în carieră. Capitolul al treilea este destinat validării experimentale a conceptelor, metodologiilor elaborate în capitolul 2. Urmează, în opinia mea, logica planificării și desfășurării unui experiment pedagogic și descrierea a fost făcută de autoare, iar concluziile la acest capitol confirmă faptul că elaborările teoretice au un puternic impact practic. În concluziile generale și recomandări, care sunt, în opinia mea, formulate foarte reușit, sunt reflectate în deplină măsură atât contribuția personală a autoarei, cât și eventualele activități ce pot fi desfășurate în dezvoltarea cercetărilor științifice din domeniu. Mai departe, în aviz, este confirmată noutatea cercetării, sunt formulate rezultate rezultatelor cercetării, este confirmată prin rezultatele experimentului pedagogic descris în implementarea metodologiei de e-consiliere, sporește eficacitatea și eficiența procesului de dezvoltare competenței de proiectare a carierei. Dar, evident, autoarea este stăpână pe textul ei, eu mă gândeam pur și simplu să nu se repete de două ori, tic, tic, tic. Am observații de genul, nu știu cum a pus în gardă denumirea figurilor coordonatele la într-un desen apar și coordonatele la altele. Posibil de atât că eu am o gândire de militar artilerist, eu coordonatele le înțeleg coordonate. Și aici poate mai bine ar fi fost la din științe umaniste să mai folosesc metaforizate așa, mă rog, mai aspect, probabil. De poate dimensiuni ar fi trebuit, dar eu am
nu coordonatele, dar fundamentarea praxiologică a consilierii în care ele prin utilizare mijloacelor indicatorilor, coordonatele, nu știu, dar asta e pur subiectiv, se referă mai degrabă la forma de prezentare a rezultatelor și nu afectează nici într-un fel valoarea științifică și importanța practică a tezii de doctor în științe a educației și eu susțin din tot sufletul opinia exprimată și de la doamna referentă din România. Este o lucrare foarte bună, este o lucrare foarte bună în opinia mea, corespunde tuturor cerințelor care sunt înaintate față de astfel de lucrări și doamna Cotruța Ida, autoarea tezii, merită în deplină măsură conferirea titlului științific de doctor în științe ale educației. Vă mulțumesc și nu pentru protocol, pe parcursul discuțiilor, vorbind de carieră, cum se realizează persoanele, mi-am pus o întrebare. Oare câți oameni în viața noastră au plăcere la lucrul care îl fac și nu lucrează din necesitate? Și cred că această teză va contribui la creșterea procentului celor care au satisfacție de la lucrul care îl fac și nu îl fac doar din necesitatea de a supraviețui în lumea noastră. Felicitări autoarei și nu am voie să îndemn membrii Consiliului să voteze pentru conferire. Vă mulțumesc mult! Vă mulțumesc foarte mult și apreciez maxim observațiile pe care le-ați făcut pe marginea lucrării domn profesor Grimanski și dacă îmi permiteți, aș vrea să vin cu unele concretizări la observațiile pe care dumneavoastră le-ați făcut. Cu siguranță o să mă raportez mai întâi de toate la raportul global de monitorizare educației 2023 și vreau să zic că, într-adevăr, avem și aspecte care sunt în dezavantajul utilizării TIC, dar mai întâi de toate... excesive. Da. Utilizării excesive. Dar în cercetarea noastră noi ne-am propus să vedem acele mijloace care pot contribui la formarea competenței, spre exemplu, la dezvoltarea competenței de proiectare a carierei și cum putem să integrăm calitativ și cu succes TIC-ul în educație. Cu siguranță că vreau să menționez că unele, de exemplu, sunt necesare obiective și principii clare pentru a asigura că utilizarea tehnologiei este benefică și nu dăunătoare. Și dacă ne raportăm aici la cercetarea noastră, noi am putea să specificăm doar un element, da, din multele care le mai avem acolo, principiul confidențialității. De aceea și avem un cont în care are acces doar utilizatorul și ulterior la accesarea și la dorința lui va deschide portofoliul față de consilierul în carieră. Ca să se înțeleagă, nici consilierul în carieră la momentul actual nu are acces la datele lui, dar până el nu deschide și nu ne permite acest lucru. Alte aspecte negative care ar fi, spre exemplu, în contextul tehnologiilor digitale excesive în educație, deci ar fi indisciplina și lipsa interacțiunii umane. Și aici noi ne raportăm la consilierea mixtă. De asta e și bine ca să fie consilierul în carieră, care să poată ghida și vorbim despre abordare sistemică și sistematică, da? Dintre factorul educațional și în același timp beneficiarul, care ar putea să-l ghideze și să-l direcționeze corect în domeniul respectiv. Cu certitudine că platforma educațională e cariera care îi permite, spre exemplu, accesarea de la distanță, îi dă libertate în a alege timpul potrivit, momentul potrivit pentru a realiza sarcina. Dar asta nu neglijează faptul că trebuie să fii prezent față în față consilierul în carieră în anumite situații. Și atunci când vorbim despre punerea în pericol și respectarea principiilor dreptului omului prin utilizarea sistemului TIC, noi și prin încălcarea vieții private, iarăși facem cumva un transfer la contul personal, adică la cele date personale care ele sunt stocate, păstrate în sistem și ele nu sunt divulgate nimănui. Deci aici iarăși intervine principiul confidențialității. Ceea ce ține de sintagma utilizarea sistemelor TIC, că am utilizat-o mai des, noi de fapt ne-am raportat la un astfel de moment, ne-am dorit să concretizăm acele mijloace prin care se va realiza e-consilierea în carieră.
Și am folosit această sintagmă din intenția, spre exemplu, de a accentua această modalitate de realizare a procesului de e-consiliere în carieră, un termen care este suficient de explicit pentru domeniul IT, dar pe de altă parte ar fi un termen extrem de vag pentru alte domenii. Da? Și atunci am zis că este important ca să concretizăm. Terminul de coordonată, deși are un context, o conotație. Am înțeles, eu mi-a dat. Matematica. Index este și, da. Matematica ar putea fi luată ca sinonim ca reper, da, la care ne bazăm. Deci atunci când vorbim despre reperele teoretice, da, și practice, când vorbim despre lucrare. Și despre metodologie de dezvoltare competenței, nu aș vrea să zic că în ultimul rând menționez. Deci aceste coordonate teoretico-praxeologice, ele de fapt sunt exprimate, sunt sintetizate din metodologie. Dar metodologia însăși ține și de concepția, ci ține de elaborarea platformei educaționale e-cariera, plus la asta și despre programele pe care noi le oferim în capitolul 3 pentru fiecare grup țintă în raport cu etapele proiectării carierei. Deci noi acolo avem pentru liceeni, pentru etapa preliminare, avem pentru etapa diagnostică un șir de acțiuni, un șir de obiective care trebuie realizate, finalități, da, toate acestea de fapt formează metodologia de dezvoltare a competenței de proiectare a carierei. Aceste două coordonate, ele de fapt ne exprimă într-o formă sintetizată, da, ceea ce ne propunem noi să realizăm și să prezentăm prin această metodologie. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu dumneavoastră. Vă mulțumim. Indexul oferă ca sinonim, ca sens figurat, date, ceea ce ați spus noi de aspecte, da. Dar celelalte sunt strict de la științe exacte când vorbim despre coordonate. Dar avem și acolo și reper, doamna. Da. Vă mulțumim pentru aceste expertise referenților oficiali pentru răspunsurile avizate ale doamnei pretendente. Și acum avem aici prezenți și alți colegi. Dacă doriți să vă expuneți punctele de vedere cu privire la semnificația lucrării, vă rog să o faceți. Nu sunt, mă uit aici, că sunt și membrii familiei. În cazul când nu mai sunt, nu sunt din partea asistenței alte referințe, trecem la următoarea etapă a procedurii de susținere, cea de dezbateri. Și în ordinea în care apar în ordinul ANACEC și o să rugăm să ia cuvântul membrii Consiliului Științific Specializat și, bineînțeles, că în primul rând îi oferim cuvântul domnului profesor Vladimir Guțu, doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar de la Universitatea de Stat din Moldova. Da, vă mulțumesc. Stimați colegi, de fapt o analiză așa profundă și sugestii eu am înaintat la în cadrul seminarul științific de profil, dacă țineți minte, era o dezbatere. Astăzi eu cu plăcere confirm că lucrarea s-a îmbunătățit cu mult și eu susțin, dar discuția de astăzi m-a dus tare departe când eram eu elev și m-am gândit de ce, cum era atunci, pe timpul meu, ghidarea în carieră. Și vă spun, deci pentru atunci, deci erau doi factori. Personalitatea profesorului. Eu nu știu dacă acum personalitatea profesorului ghidează elevii tare. Acum cred că piața muncii, statutul profesiei, ce îl zici. Și da, deci ne lucruri că noi putem să ne gândim de ce toată multă lume vine, de exemplu, la drept, mii. Nu credeți că toți au vocație. Da. E altă întrebare. Și dirigintele de clase, eu țin minte, foarte frumos vine și spune la tu trebuie să te duci la Universitatea Agrară, cuiva spune. Tu trebuie la medicină.
Știi cine a spus mie? Tu trebuie să faci carieră politică, de partinică. Atunci era cei care face carieră în partid, era tare sus. Și au trecut mulți ani, eu deja am fost învățător, am lucrat împreună chiar cu dumnealui și era tare supărat că n-am ascultat pe dânsul. Deci asta e logica. A doua idee care vreau să spun, că de fapt problema aceasta ghidării în carieră, deci orientării, deci este una veșnică. Pe când va fi omenirea, atunci atâtea vom căuta noi modalități de ghidare în carieră. Pe mine mă interesează foarte puternic ghidare în carieră didactică și noi am făcut foarte mult, deci noi chiar avem și o experiență și o evoluție. Eu fiind conducător științific la doamna Dandăra, pe urmă apare Anișoara, doamna Dabija, pe urmă susține Mariana Sava, deci văd cum apar noi și noi idei, noi și noi instrumente. Cred că și vor fi și în continuare noi și noi instrumente. Care sunt de bază? Nu-i greu de spus. Mă gândesc, dacă astăzi profesorilor o să ridice salariul la 50-100 de mii, teoretic, în 4-5 ani, ce se întâmplă la facultăți cu profil pedagogic? Eu sunt sigur că facultăți vor fi pline de studenți. Cu 2-3 mii ridicate, da, guvernul se stăruie, aici n-am pretenții la guvern, se stăruie tare. Dar aici chiar 200 de mii care dau viitorul profesor, nu joacă rolul esențial. Deci, de atâta, totdeauna vom căuta noi toți instrumente mai bune, mai eficiente de ghidare în carieră și pasul care ați făcut noastră este un pas care, deci, dezvoltă acest concept. Cred că după ați fi și altele, dar eu unica ce vreau să vă spun, că platforma care e idee interesantă, trebuie să o faci să fie funcțională. Să fie funcțională la nivel de stat, de sistem, să fie, deci, pentru că aici am avut eu odată o idee și cred că cineva o să facă o teză de doctorat, cum se valorifică rezultatele cercetărilor de doctorat. Și vă dau de cei ce văd eu, am luat odată 10 teze de doctor habilitat, și niciun rezultat nu se aplică în realitate. Deci dumneavoastră aveți șansă ca rezultatele dumneavoastră să funcționeze real. Și vă doresc succes. Mulțumesc frumos! Vă mulțumim, domn profesor. Domnul profesor doctor habilitat Cojocaru Vasile. Da. Vă dăm foarte mult. Da, mulțumesc. Cu adevărat, tema cercetării este actuală, importantă și foarte necesară în contextul extinderii și amplificării fără precedent a utilizării TIC în toate domeniile vieții sociale. Având în vedere noile oportunități și avantajele acestei surse de inovare, o analiză și apreciere de ansamblu a tezei denotă că cercetarea corespunde totalmente cerințelor regulamentare stabilite de Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, constatare argumentată și de evaluarea acestea în corespundere sau în conformitate cu criteriile de evaluare a tezilor de doctorat. Și, dacă îmi permiteți, pe scurt, mă referi la aceste criterii, având în vedere și faptul că în sprijin acestei afirmații care am spus-o mai sus, că ea corespunde, eu apreciez foarte înalt cele expuse de referențe oficiale care au făcut o analiză cuprinzătoare a tezei și aprecierile respective. Deci mă refer pe scurt la noutatea și originalitatea lucrării. Menționăm că aceasta este incontestabilă, are un caracter inovator și rezide în fundamentarea reperilor teoretice,
ale ghidării în cariere în contextul evoluției tehnologiilor moderne. În baza cărora a fost elaborată metodologia de consiliere în cariere prin intermediul sistemelor TIP, care a favorizat definirea conceptului de consiliere în cariere, determinarea conținutului competenței de proiectare a carierei și determinat practic platforma educațională e-carieră. În această ordine de idei remarcăm platforma științifică, problema științifică importantă soluționată în cercetare, care constă în elaborarea și validarea experimentală a concepției de proiectare online a carierei. Crearea mecanismelor ce sporesc accesul persoanelor la serviciilor de ghidare, proiectare, atariere la distanță. În convingerea mea, suportul metodologic al cercetării este unul adecvat teme de cercetare. Se constată o clară viziune pedagogică a cercetării. Domeniul demersul științific este determinat corect și realizat logic în toată plinătatea sa. Aceste realizări au dus la s-au finalizat cu valoroase produse științifice, precum competența de proiectare a carierei, modelul de acceptare a tehnologiilor modelul de acceptare a tehnologiilor respective, conceptualizarea platformei educaționale, modelul teoretic, modelul praxeologic al formării competenței de proiectare a carierei, modelul teoretic praxeologic al formării competenței pentru proiectarea carierei prin consilierea e-carierei. Acestea luate în ansamblu conturează un cadru metodologic specific, teme de cercetare, determinat științific, autoare accentuând necesitatea educației pentru cariere în contextul a două concepte cheie, gândire în cariere și proiectare în carieră. Relevanța științifică a rezultatelor, al treilea criteriu, este evidentă din perspectiva informatizării, oportunității susținerii tinerilor prin oferirea unor astfel de servicii în contextul necesității pieței muncii. Relevanța este determinată de valorile științifice și produse ale cercetării, specificate în noutatea și originalitatea cercetării, problema științifică, importanța și valoarea teoretică și practică a cercetării. Demersul experimental al cercetării pentru cariere prin sistemul, utilizând sistemul TIP, este efectuat exemplar, metodologic, cu respectarea etapelor respective, diagnosticare, formare, evaluare, prezentări grafice și judecări de valoare. Teza este bine redactată, satisface cerințelor regulamentare. Am accentuat în mod deosebit că teza are o ținută academică științifică foarte înaltă. Ceea ce s-a spus astăzi de câteva ori s-a accentuat. Menționăm în mod deosebit valoarea practică a cercetării și importanța și valoarea anexelor lucrării. Da? Sunt niște exemple foarte binevenite care pot fi folosite în continuare de către cadre de dat și manager școlar și utilizatori. În acest context mai menționez faptul concluzele și propunerile făcute, dar propunerile sunt foarte large și cuprinzătoare, se referă la diferiți utilizatori, sunt pertinente și de valoare incontestabilă. În consecință, doamna doctorandă
Tutrusa Aida a realizat o cercetare corectă, care a produs valori științifice deosebite. Doctoranda, demonstrând profunde competențe profesionale și de cercetare științifică, și astfel merită conferirea titlului științific de doctor în științele educației. Felicitări doctorandei și felicitări speciale conducătorului științific, doamnei doctor habilitat profesor universitar, Otilia Dandara, pentru această îndrumare profesionistă și pentru ce menține în vizorul său această tematică de cercetare de excepțională importanță sub toate aspectele sale și cu referință la diferite grupuri sociale. Studenți, cadre didactici, manageri, și este mutător faptul că alături de cele teze care au fost ceva mai înainte, vreau să a apărut și această teză la moment și foarte necesar. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc frumos pentru atenție. Și noi suntem recunoscători pentru contribuția dumneavoastră în expertizarea lucrării, domnul profesor. Oferim în continuare cuvântul doamnei Maria Pavel, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chișinău. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați membri ai Consiliului, stimați competitoare. Vreau să dau 405 avizul asupra tezei, deși opinia mea a fost reflectată în toate avizele precedente. Provocările zilnice ale epocii moderne intens tehnologizate impun cetățeanul activ să rezolve un șir de probleme legate inclusiv de educație, încadrarea în activitatea societății, proces în care sunt antrenate diverse competențe, inclusiv și competența de proiectare a carierei profesionale. Aceasta, din urmă, este recomandată de majoritatea documentelor de politici educaționale din țară și de peste hotare, studiile demonstrând că implementarea tehnologiilor informaționale și comunicaționale în formare și dezvoltarea competenței de proiectare a carierei profesionale reprezintă un factor facilitator al realizării funcției principale a orientării în carieră, și anume dezvoltarea unei personalități integre, ceea ce ați menționat noastră în teză. În acest context, tema tezei reperii psihologice privind consilierea în carieră prin utilizarea sistemelor TIC este foarte actuală. Autoare intervenind teoretic și experimental cu metodologii și tehnologii moderne, astfel contribuind la realizarea unor obiective ale strategiei naționale Educația 2030. Teza este foarte bine construită. Sub aspect structural, conține un studiu teoretic destul de vast al literaturii de specialitate, al documentelor de politici educaționale în domeniu și al rezultatelor diferitor cercetării la nivel mondial și național, ceea ce a permis identificarea problemei de cercetare și necesitatea atingerii obiectivelor înaintate. Aparatul categorial aferent problema, scopul, obiectivele, valoarea teoretică și aplicativă, ipoteza cercetării sunt formulate științific corect, respectând cerințele față de o teză de doctor în științele educației, corespunzătoare domeniului de cercetare. Analiza conceptelor de reper ale temei cercetării, și anume consiliere, ghidare, educație prin carieră, toate au permis autoarei să identifice acele definiții la care vă raliați, așa, și să formulați conceptul cheie al cercetării, și anume e consilier în carieră. Construind demersul investigațional în jurul acestui concept, autoarea identifică principiile pe care se bazează procesul de consiliere în carieră, etapele acestuia, descrie caracterul sistematic și integrator al procesului, conceptualizează platforma educațională de carieră, configurează structura platformei, formulează misiunea tridimensională a acestea și identifică sistemul de principii și de funcționare a platformei. Reperile teoretice enunțate mai sus au fost fundamentate riguros, într-un limbaj științific înalt, temeinic, argumentate și descrise, ceea ce a servit de bază pentru metodologia de dezvoltare a competenței de proiectare a carierei, elaborată și descrisă destul de reușit în capitolul 2. Aceasta este foarte bine fundamentat științific, sunt argumentate analitic conceptele structurale ale acestei metodologii, urmărind o logică de prezentare bine pus la punct. Totodată, autoarea configurează această metodologie într-un model grafic complex, care sintetizează coordonatele teoretic și praxeologic dezvoltare a competenței, cele enunțate mai sus, fiind produsele teoretice principale ale cercetării dumneavoastră, sunt analizate de către autoare din punct de vedere ale noutății și a originalității, prezentând deosebirile față de modelele existente și metodologiile utilizate sau cunoscute în literatura de specialitate, evidențiind relațiile sistemice dintre principalele componentele acestui proces descris și se racordează la scopul și obiectivele lucrării.
Eficiența metodologiei propuse este argumentată cu succes în capitolul 3, în care este descris etapizat experimentul desfășurat cu precizarea datelor experimentale pentru fiecare etapă, structura eșantionului, variabile cercetate, fazele de mersul de formare a competenței vizate, aspectele metodologice privind consilierea în carieră, cei ce, după părerea mea, sunt integrate foarte reușit în tabelul 3.1 și în tabelele ulterioare care desfășoară aceste faze și componente. Au fost elucidate conținuturile fiecare etape a procesului de consiliere prin precizarea obiectivelor, acțiunilor planificate, realizate, prin intermediul strategiilor atent selectate, salutabil fiind integrarea lor la fel în tabele orientate pentru fiecare grup țintă, ceea ce crește lizibilitatea lucrării. Deci, imediat ai văzut tabel, ți-ai dat seama ce etapă și cum s-a realizat această consiliere la fiecare grup țintă. Informația acumulată în urma desfășurării experimentului a fost analizată și testată pe intermediul softului specializat de prelucrare statistică a datelor. Testul lui Coxon de comparare a mediilor a două șantioane pe rect este corect ales, demonstrează adeverirea ipotezilor de cercetare. De asemenea, este evidențiat corelația dintre variabile cercetate, ceea ce a permis această corelație să interpretați rezultatele cercetării corect în favoarea metodologiei pe care ați elaborat-o și care este caracterizată prin flexibilitate, acces liber, funcționalitatea platformei educaționale e-carieră. Concluziile generale sunt formulate corect, coerent, deductiv, într-un limbaj științific înalt. Au fost scoase în evidență procesul de realizare obiectivelor propuse, scopul înaintat, rezolvarea principalei probleme științifice axate pe elaborarea metodologiei de dezvoltare a competenței de proiectare a carierei și totodată sunt evidențiate avantajele acestei metodologii. Literatura de specialitate studiază este amplă, diversă, actuală, lista bibliografică fiind perfectată corect, conform cerințelor ANACEC, cerințe care de altfel se respect și integral în perfectarea tehnică a lucrării. În contextul celor expuse mai sus, se evidențiază nivelul înalt al competitoare de cercetare, teza fiind una definitivată, complexă, argumentată și concluzionată foarte bine, ceea ce permite aprecierea acesteia ca una foarte bună și se recomandă conferirea doamnei Aida Cotruța titlul științific de doctor în științele educației la specialitatea 531.01. Mulțumesc! Mulțumesc frumos! Vă mulțumim și noi și în continuare oferim cuvântul doamnei Ana Dabija, doctor în științe pedagogice, director universitar la USMI. Da, vă mulțumesc, doamnă președintă. Păi și eu, la fel ca și colegii, citirea vizului, ca să spun așa, operativ. Tema cercetată are un caracter actual, dat fiind faptului că integrarea tehnologiilor în toate domeniile vieții umane și informatizarea societății contemporane a generat cerere sporită și vis-a-vis de serviciile de ghidare și consiliere carieră în mediul online. Accesibilitatea rapidă, flexibilitatea, comoditatea pentru autoinformare și autoformare prin intermediul sistemelor TIC devine o modalitate eficientă de realizare și a ghidării și consilierii în carieră. Contextul educațional actual, cu deschidere sporită spre mediul online, argumentează necesitatea fundamentării reperilor psihopedagogice privind consilierea în carieră prin utilizarea sistemelor TIC. În cadrul demersului cercetării realizat de către doctoranda Cotruța Aida, este de apreciat claritatea formulării scopului cercetării, derivarea logică a obiectivelor de cercetare, relevanța reperilor epistemologice a cercetării, caracterul adecvat al metodologiei demersului teoretic și experimental al cercetării. Doctoranda face sinteza principalelor abordări cu referire la conceptele cheie ce definesc procesul de ghidare și consiliere în carieră, dar și a sistemelor TIC. La una din aceste componente a competenței de proiectare a carierei ar fi fost binevenit să fie dezvoltate anumite referiri conceptuale, mai ales la componenta informare, care este foarte importantă pentru utilizatorii platformei e-cariera să cerceteze profilele ocupaționale ale profesiilor și meseriilor, deoarece, fără cercetarea prealabilă a acestora de către beneficiarii serviciilor de ghidare și consiliere în carieră, nu este posibilă decizia și opțiunea de carieră. Alegerea unei oferte educaționale propuse de o instituție de formare profesională este rezultanta unor decizii asumate prin stabilirea compatibilității, așa cum și dumneavoastră ați accentuat, dintre profilul vocațional a persoanei și profilul ocupațional a meseriei și a profesiei. Deci această componentă informațională legată de profesii, meserii și domeniile, cercetarea domeniilor profesionale, necesită a fi cumva dezvoltată pe această platformă, dar la runda întrebărilor și răspunsurilor, dumneavoastră deja ați venit cu
asigurarea că veți dezvolta această platformă și din perspectiva acestor categorii de date. Și chiar dacă ele sunt greu de elaborat, e o muncă enormă, puteți cumva extinde posibilitățile platformei și conecta extensiv această platformă la alte categorii sau la alte baze de date externe care vor acoperi nevoia de informare a tuturor categoriilor de beneficiari asupra particularităților profesiilor și meserilor. Aceeași coordonată teoretică a cercetării, apreciem că a fost bine elucidată evoluția implementării sistemelor TIC în furnizarea serviciilor de informare și ghidare în carieră în țările, unde astfel de servicii au deja o tradiție consolidată și noi avem ce prelua din bunele lor practici. Reperele conceptuale în elaborarea metodologiei de dezvoltare a competenței de proiectare a carierei prin e-consiliere au fost reflectate din perspectiva diverselor curente, sociologic, psihologic, filozofic, pedagogic. Surprinzător că abordarea cibernetică, cumva, care ar fi fost absolut necesară, pentru că caracterul interdisciplinar a cercetării, unde domeniul educațional fuzionează cu cel a sistemelor informaționale, ar fi fost cumva necesar să fie mai detaliat abordat, pentru că anume în baza abordării cibernetice era necesar de văzut cum principiul, cum se aplică principiul algoritmizării, care stă la baza fundamentului reperilor teoretice pe care le aveți. În scopul propunerii unor soluții valabile pentru formarea acestei competențe de proiectare a carierei la diverse categorii de beneficiari, doctoranda a fundamentat și a elaborat metodologia de dezvoltare acestei competențe prin e-consiliere în carieră. Modelul metodologic reflectă abordările teoretice, principiile, componentele procesului. Etapele e-consilierii în carieră prezentate în această metodologie sunt consecvente cu obiectivele procesului de ghidare și proiectare a carierei. Demersul experimental proiectat și implementat demonstrează prin date experimentarele valoarea practică a metodologiei de dezvoltare a competenței de proiectare a carierei prin e-consiliere. Chiar concluziile formulate de autoare reflectă explicit strategia, logica, traseul și rezultatele investigației. În baza acestor argumente, apreciem teza de doctor, repere psihopedagogice privind consilierea în carieră prin utilizarea sistemelor TIC ca un construct investigațional-funcțional care s-a finalizat cu un produs original pentru mediul educațional autohton și anume platforma educațională e-cariera, care promovează valori relevante pentru teoria și practica educațională. Afirmăm că teza corespunde tuturor cerințelor înaintate în ACEC, iar autoarea ei, Corpuța Ida, merită să-i se confere titlul de doctor în pedagogie. Mulțumesc frumos, doamnă Dăbija. Eu vreau să, dacă posibil, da, vă rog. Da. Da, eu vreau aici să vin cu o completare, de fapt, mentă de informare care este reflectată pe platforma educațională e-cariera, are prevăzute în concepție cadrul legislativ, profilul ocupațional, clasificatorul caselor din Republica Moldova, la fel cum există și în profilul compatibilității, dacă ați văzut acolo. Deci este componenta respectivă. Aș fi vrut să văd. Da, vă înțeleg, doar că ea nu este finalizată până la capăt și este la un, să zic, o testare inițială, pentru că sunt necesare și resurse financiare, suficient de multe. Și mentenanță. Și mentenanță pentru realizarea acestei platforme. Eu am încercat individual să fac acest lucru și nu pot să vă zic care este suma care trebuie investită pentru ca să fie cap-coadă. De aceea sunt în căutare de proiecte, sunt în căutare de modalități în care sunt permită. Și am scris cumva în concluzii că platforma poate avea un impact indirect asupra angajabilității. Dar asta dacă ea este aplicată și concepția este aplicată, deci de la zero până la maxima ei valoare. Pentru că acolo noi avem și conexiunile, da, pe care
ați menționat dumneavoastră, extensiile în exterior. Ne dorim să candidatul care va fi platforma educațională e-cariera să aibă tangențe directe cu piața muncii. Deci el este un produs care intră în sistem, care este, își dezvoltă competența de proiectare a carierei, în același timp el este, își face profilul său, știe foarte bine care sunt competențele lui, știe bine să analizeze toate ofertele de muncă care îi plasează angajatorii, pentru că în parteneriat și angajatorii trebuie să vină pe platformă conform concepției elaborate. Și atunci angajatorul are profilul candidatului pentru angajare, beneficiarul are profilul său, ce deține el. Și atât îmi doresc să fac această conexiune între ei, în așa mod încât fiecare dintre ei să poată să aibă ce își deschide unul la altul. Mulțumesc! Mulțumesc! Vă mulțumim! Oferim în continuare cuvântul doamnei profesor Maia Șepciuc, secretarul științific al CSSU-ului. Stimați colegi, o bună cunoaștere a domeniului și experiența profesională în domeniul le permis autoarei configurarea necesității de a pregăti generațiile să-și asume responsabilitate pentru prezentul și viitorul profesional, așa cum s-a menționat, evidențind importanța și rolul consilierii în procesul de formare a competenței de proiectare a carierei prin implicare și evidențierea posibilităților tehnologiilor moderne de realizare a consilierii în carieră. Considerăm că investigația realizată este bine conceptualizată și convingător fundamentată teoretic, evidențiem claritatea formulării aparatului științific al cercetării, relevanța și pertinența reperilor epistemologice, caracterul adecvat al metodologiei de mersul teoretic și a celui experimental. Cotruța IDA face sinteza principalelor abordări cu referire la consilierea în carieră, analizează diferite modele de utilizare a tehnologiilor informaționale de comunicare în oferirea serviciilor educaționale, evidențind necesitatea unei abordări sistemice în procesul de consiliere în carieră online, în care beneficiarul, în funcție de vârstă, nevoie și specificul carierei, să-și poată proiecta cariera. Apreciem faptul că autoarea oferă o viziune integralistă prezentată explicit în conținutul tezei, drept reper psihopedagogic al ei consilierii în carieră, fiind reflectată la nivel conceptual, la nivel suportiv, la nivel al eficientizării procesului de educație pentru carieră. Un element de noutate în cercetarea realizată este platforma educațională e-cariera, instrument interactiv prin intermediul căruia a fost realizat procesul de e-consiliere în carieră a beneficiarilor. Structura platformei este determinată de etapele proiectării carierei și corelează cu obiectivul ghidării și proiectării carierei, accentuând astfel dimensiunea procesului de consiliere pentru carieră și determinând interconexiunea dintre toate compartimentele platformei educaționale. Prin interpretarea analitică a coordonatei teoretice și praxeologice, doctoranda vine cu configurarea metodologiei care să asigure deschiderea procesului de consiliere în carieră pentru întreg parcursul vieții beneficiarului, cu ajustarea adecvată a proiectării carierei la contextul de învățare continuă și educație permanentă. Sub aspect metodologic, lucrarea evidențiază competențele autoare de elaborare a designului experimental, structurând o investigație bazată pe un experiment pedagogic corect proiectat și realizat în conformitate cu metodologia cercetării științifice. Evaluarea rezultatelor experimentului formativ s-a axat pe variabile cercetării determinate de reperile conceptuale ale proiectării carierei în format online. Autocunoaștere, descoperirea potențialului individual, autoinformarea, decizia pentru carieră, marketingul vocațional. Referințele de valorizare a problemei enunțate în timpul tezei, complexitatea teoretico-practică a cercetării, antrenarea unor repere adecvate de validare experimentală, furnizarea unor repere teoretico-metodologice relevante pentru științele educației, logica investigației ne permit să apreciem că teza de doctor în științele educației cu tema repere psihopedagogice privind consilierea în carieră prin utilizarea sistemelor TIC demonstrează un proces investigațional corect conceput și realizat, care s-a finalizat cu o lucrare foarte bună, care promovează valori relevante pentru teorie și practică educațională. Afirmăm că teza corespunde cerințelor Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, iar autoarea ei, Cotruța Ida, merită conferirea titlului științific de doctor în științele educației la specialitatea 531.01, teorie generală a educației. Mulțumesc frumos, doamnă. Mulțumim.
Vă mulțumim, stimați colegi, și în final voi prezenta și eu câteva opinii vis-a-vis de pe marginea textului disertației pe care am analizat-o astăzi. Este și ușor și greu să vorbești ultimul, dar am onoarea și plăcerea să mulțumim echipei care a lucrat la această cercetare, doamnei profesor Otilia Dandara și viorii întâi doamnei Cotruță. Ne-a adunat astăzi la un eveniment științific pentru Universitatea de Stat din Moldova. Ne reprezentați comunitatea academică, chiar dacă ați plecat acum, mă gândesc eu, cât temporar la o altă instituție, oricum în cariera dumneavoastră profesională, USM-ul va rămâne ca o instituție de referință care v-a ajutat și să accedeți la un grad, la un titlu științific, la care poate că nici n-ați visat vreodată. Așa mă gândesc, de vreme ce procesul în care v-ați încadrat a fost destul de sinusos, nu a fost ușor. Abia la sfârșit îți dai seama cât de multe nici nu ai visat să faci până... Dar, mă rog, ați ajuns să realizați un produs de calitate și ați contribuit prin această cercetare la dezvoltarea unei nișe, unei dimensiuni așa din domeniul științelor educației și credem că atât obiectivele cercetării pe care le-ați propus, cât și problema cercetării a fost soluționată. Dumneavoastră ați venit ca practician, s-a spus de nenumărate ori și nu ați bănuit că un demers științific are atâtea și atâtea exigențe și de aceea a și durat atât de mult, de aceea poate și efortul a fost mai mult decât ați putut dumneavoastră duce în anumite perioade ale vieții, atât că cu toate responsabilitățile care sunt. Lucrarea este una originală și produsul de asemenea. Ne dorim ca această platformă să devină cu adevărat funcțională și să ajute Universitatea de Stat din Moldova să o valorifice. Dar acum, bineînțeles că atuul ei, și v-am văzut pe dumneavoastră cum erați lider în perioada de admitere, ani la rândul, în gestionarea procesului de ghidare în carieră, ne reprezentați acolo și erați mâna noastră dreaptă, cei care eram în comisia de admitere și știam că dacă îndreptam studentul, abiturientul, cum zicem noi, din candidatul la admitere la dumneavoastră, atunci o să primească o consiliere adecvată și era de mulțumit și el și părintele. Că vedeam foarte dezorientați, mai ales că noi la domeniul pedagogic așa îi motivăm în plus pe candidații la admitere și nu suntem în situația de a sta atât de lejer cum stau cei de la medicină sau cei de la drept ori economie. Avem în domeniul educației, această teză a fost necesară și este bine că doamna Nandara dezvoltă acest domeniu în continuare și sperăm ca monografia pe care o aveți cu partea practică, care va fi poate puțin ajustată la aceste necesități curente, va contribui într-adevăr la îmbunătățirea acestui domeniu puțin explorat la noi. Chiar profesia sau, mă rog, consilier, dacă în România consilierul școlar sau a fost, dar doamna tot a fost un pic contrariată, am văzut că consilier, eu mă gândeam că consilierea educațională, deci este înaintea consilierii în carieră. Doamna Dandara a zis categoric nu, mai întâi cronologic. Cronologic, cred că de la DVI și, da, începând cu așa a apărut consilierea în carieră, această orientare și noi în educație dăm opus valoare, așa cum dumneavoastră ați demonstrat în teză. Profilul, ați venit în domeniul științelor educației din alt domeniu,
aveți un profil interdisciplinar prin excelență. Medicina ați încercat să o împăcați cumva să cu pedagogia. Acum, deci ați învățat așa din mers și destul de profund și sistemul TIC. Având-vă ca student în grupa de master, vedem cum erați lider acolo, pe bune, la formare de formatori în educația adulților și așa mai departe. Și le-ați valorificat pe toate în această teză. Unica mea, să zic așa, poate unicul regret, dar nu este regret, faptul că s-a întins procedura aceasta și eu am asistat la mai multe, deci la activitățile anterioare și faptul că ați început de mult și s-a durat, deja în monografie va trebui să actualizați și documentele educaționale care s-au, aveți aici strategia educația 2020, noi deja o avem pe 2030 sau alte care sunt acolo. Este 30. În autoreferat este schimbat. Și 2000, nu, în autoreferat s-a schimbat acolo, dar m-am uitat acum, parcă în este declarația 2030 și poate ceva eu am încurcat și am citit o variantă mai veche, dar cel puțin mi-am notat aici, mă rog, și alte lucruri care sunt, dar asta este o perspectivă care, deci lucrarea, monografia, eu optez pentru această monografie, că ea, într-adevăr, este necesară și trebuie valorificată, inclusiv mă gândesc la un ghid de consiliere făcut în echipă, dar dacă, ziceam, dacă Ministerul Educației acum va unifica, nu știu ce se va întâmpla de la această pilotare pe care o vor încerca în anul următor să concentreze admiterea. A fost doar o inițiativă, nu se va întâmpla. Pericolul este. Nu, sistemul, ultima concepție care a fost aprobată, asta e un simplu sistem care transferă dosarele candidaților la universități. Iar aha, toate deciziile deci doar tehnic. Universități. Aha. Tehnic, am citit mai multă informație, nu va centraliza datele. Păi datele. Va centraliza datele, dar și le va repartiza universităților, dar în funcție de ce criterii. Nu le repartiza universităților. Candidatul va depune dosarul la orice universitate care vrea el. Fie online, fie fizic. Inițial conceptul a fost așa, că la minister se va crea un departament de admitere, ca în Turcia cândva, care face admiterea și repartizează copilul la universități. E absolut justificat. Mulțumim mult, domnul profesor. Vă urez succes în continuare, să valorificați aceste domenii și să această piatră de temelii care ați pus-o în evoluția dumneavoastră, asta teoretică, științifică, să știți că are greutate mare, chiar dacă dumneavoastră uneori credeați că, sau în continuare poate credeți că totuși demersul aplicativ este cel care stă în capul mesii și oricum, vă dorim mari succese în continuare. Eu mă pronunț pentru conferirea titlului științific de doctor în științe ale educației doamnei Cotruță Aida. Mulțumesc frumos, doamna președinte. Vreau să precizez că am ajuns în medicină doar datorită intenției mamei. Tatăl era în medicină. Dar vocația mama, era alta. Vocația mea a fost pedagogia. Am vrut să fiu învățătoare de clasele primare, pentru că modelul meu primar a fost Agafia Ivanovna, prima mea învățătoare și educatoare, Nadejda Stepanovna. Deci rămâneți fidelă științelor educației și asta este o confirmare. Foarte frumos! Foarte frumos! Dacă a raportat la copiii dumneavoastră, tot ați repetat experiența mamei? Nu. Sunt de față, îi puteți... Mai rar așa, să patru copii crescuți să asiste
și fetele erau. Și asta la parte neoficială, dar mai rar așa să asiste la și să fie, să vadă acest eveniment, această sărbătorire a succesului mamei, cum zic americanii, și este și o mare realizare, poate absolut prioritară în viața dumneavoastră. Stimați colegi, în continuare vă rugăm, deci rugăm membrii cred că ne retragem în biroul alăturat ca să analizăm proiectul de hotărâri și să vedem aici ca doar membrii cum să mă comport consiliului științific. După varianta nouă, merg în 508. Dumneavoastră rămâneți aici, referenții oficiali. În varianta nouă noi votăm, dar în vechi nu. Da. Da, nu, nu. Ne zăpăcim cu atâtea. Cum am citit, Mark Twain a spus că dacă de votul nostru ar depinde ceva, nouă nu ne-ar da voie să votăm. Eu ce remarc la dumneavoastră, tot timp sunteți originali. Stimați referenții oficiali, voi da citire procesului verbal privind rezultatelor votării membrilor Consiliului Științific Specializat, D531.01.23.39 la specialitatea 531.01 Teorie Generală a Educației din cadrul Universității de Stat din Moldova, convocat în data de 15 martie 2024 în vederea conferirii titlului științific de doctor în științele educației doamnei Cotruța Aida în baza susținerii publice a tezei de doctor în științele educației cu tema repere psihopedagogice privind consilierea în carieră prin utilizarea sistemelor TIC. Au votat 6 membri ai Consiliului Științific Specializat, pro 6, contra 0. Deci, decizia... Punem, domnul profesor are mai multă experiență, punem la vot cine este pentru aprobarea deciziei respective, procesului verbal respectiv, vă rog să votăm în mod deschis. Vă mulțumesc! Deci 6 membri pentru conferirea titlului științific de doctor în Ministerul Educației doamnei Cotruță Aida. Felicitări! Și îi oferim cuvântul secretarului științific, doamnei Șerciuc Maia, pentru a da citire proiectului de hotărâre al Consiliului Științific Specializat cu referire la teza de doctor susținută astăzi de doamna Cotruță Aida. Partea decizională, câteva cuvinte. Hotărârea Consiliului Științific Specializat de 531.01, cratimă 23, cratimă 39, din 15 martie 2024, cu referire la teza de doctor în știință al educației, referire psihopedagogice privind consilierea în carieră prin utilizarea sistemelor TIC, elaborată de către Cotruța Aida la specialitatea 531.01, Teorie Generală a Educației. Cercetarea realizată de Cotruța Aida denotă un înalt nivel teoretic-aplicativ și oferă o analiză profundă privind ghidarea și proiectarea carierei ca proces și competență de proiectare a carierei, ca rezultat importanța și rolul consilierii în procesul de formare a competenței de proiectare a carierei, implicarea sistemelor TIC în educație și posibilitățile tehnologiilor moderne de realizare a consilierii în carieră. Actualitatea temei de cercetare este condiționată de complexitatea contextului educațional actual, cu accent pe caracterul continuu al consilierii în carieră, precum și explozia tehnologiilor moderne, care crește exponențial comunicarea mijlocită și dependența persoanei de modalitățile TIC și de rezolvarea multiplor probleme, inclusiv a proiectării carierei. Conform strategiei investigaționale, teza respectă logica internă a unei cercetări calitative de tip teoretic-aplicativ se încadrează în limitele rigorilor înaintate față de o teză de doctor în științele educației. Problema științifică importantă soluționată în cercetare rezidă în crearea mecanismelor de transfer interdisciplinar a repirilor teoretice și metodologice privind valorificarea sistemului conceptelor pedagogice și celor din domeniul tehnologiilor informaționale, care au favorizat elaborarea metodologiei de dezvoltare a competenței de proiectare a carierei prin e-consilierea în carieră, utilizând sistemele TIC, oferind factorilor educaționali și beneficiarilor modalități eficiente de
consilieri în carieră și sporind accesul persoanelor de diverse vârste, gen categorii sociale și profesionale, la serviciile de ghidare și proiectarea carierei la distanță. S-a demonstrat că procesul de e-consiliere în carieră funcționează în baza principiului algoritmizării și se caracterizează printr-un transfer de transfer, deoarece poate fi utilizat la scară largă în diverse instituții, dar și individual. În același timp, e-consiliere în carieră oferă o serie de instrumente, cum ar fi portofoliul de carieră, care oferă beneficiarului o viziune despre traseul său profesional și ocupațional. Astfel, decizia Consiliului Științific Specializat de 531.01, cratimă 23, cratimă 39, este rezultatul expertizării lucrării elaborate, a susținerii publice, aprecierii date de către referenți, membri Consiliului Științific Specializat de 531.01, cratimă 23, cratimă 39, consideră că teza de doctor în știință ale educației elaborată de către Cotruța Ida corespunde exigențelor regulamentare ale Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare a Republicii Moldova. În temeiul celor menționate, membrii Consiliului Științific Specializat decid a conferit doamnei Cotruța Ida titlul științific de doctor în știință ale educației, specialitatea 531.01 teorie generală educație și 2, a solicitat Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare de a confirma hotărârea dată și a oferit doamnei Cotruța Ida diploma de doctor în știință ale educației, semnată de președintele Consiliului Științific Specializat Curaj Pustic Fiori. Punem la vot. Da, vă rugăm să votăm acest proiect de hotărâre care va deveni deja decizia finală. Vă mulțumesc foarte mult. Stimați colegi, oferim ultimul cuvânt doamnei Cotruța Ida pentru o concluzie finală. Probabil că e partea cea mai responsabilă și partea cea mai grea. Stimată doamnă președinte, stimați membri ai Comisiei de Doctorat, stimată doamnă Bandera, doamnă profesor, învățătorul meu, pe care veți rămâne în continuare. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru contribuțiile dumneavoastră. Licitate! Pentru suportul și pentru ghidarea în cariera mea profesională, pentru timpul investit și pentru expertiza dumneavoastră de care ați dat dovadă și am de muncit în continuare pe marginea acestora și mai vedem. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc foarte mult pentru aportul dumneavoastră. Evident că mulțumirile mele nu se limitează doar aici. Am și colegi care mental sunt cu mine și de fapt îi mulțumesc mult și în același timp am și membrii familiei care de fapt au crescut cu mine pe holurile universității împreună. Cea mai mică avea 8 ani și ulterior este anul 3 la pedagogie. Pedagogie. Mulțumesc deosebit, vreau să-i spun doamnei Dandara pentru susținerea dumneavoastră în această perioadă, pentru cuvântul dumneavoastră pe care ați știut să-l spuneți de fiecare dată, cu anumită intensitate, cu anumită doză de convingere, cu anumită răbdare pe alocuri. Vreau să vă mulțumesc pentru expertiză și pentru acel moment când am zis, când mi-ați propus să fac un pas în direcția respectivă, eu nu sunt pregătită, pentru că eram primul an la universitate și de fapt eram primul an care ziceam că vin 3 luni să testez terenul și ulterior o să văd dacă rămân, pentru că salariul din domeniul respectiv era un salariu foarte îmbucurător. Dar activitatea pe care am avut-o alături de doamna Dandara în decursul celor 10 ani, probabil că a fost cea mai fericită perioadă până la moment din viața mea profesională. Vă mulțumesc foarte mult. Nu știu dacă voi găsi cuvintele potrivite,
pentru a manifesta recunoștința pe care o am în sufletul meu. Felicitări! Felicitări! Stimați colegi, vă mulțumim și cu această ocazie frumoasă, cu emoțiile potrivite și cu recunoștința aleasă pentru munca efectuată, încheiem și declar închisă ședința Consiliului Științific Specializat din 15 martie 2024, în care doamna Aida Cotruță a devenit doctor în științe ale educației.